dragi parteneri, m-am bucurat tare mult să vă salut la acest eveniment în cadrul căruia ne-am propus să facem de lanțurile unui proiect, unei inițiative, care a demarat acum 2 ani de zile. De fapt, am avut prima fază a proiectului în cadrul căruia am încercat să aducem pe agenda comunității educaționale resursele educaționale deschise, considerându-le un factor care neapărat poate spori calitatea educației și accesul universal la educație. Eu mă bucur foarte mult că avem și musafiri de peste Prut. Mă bucur foarte mult că alături de mine este doamna Natalia Duc de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și sper din suflet să avem cu toții o activitate interesantă, o activitate utilă. Și zic să începem așa cu o vedere de bună, doamne. Mulțumesc mult! Stimați colegi, bună dimineața! O să mă ridic un pic așa ca să... vă salut cordial, mă gândeam la acest generic frumos, tradus de la latinescul hic, ad hoc, aici, aici. Acum, pentru că atunci când vorbim despre resursele educaționale, nu putem avea în mintea noastră decât ideea de actualitate, de reacție foarte rapidă și de o sensibilitate absolută la tot ce înseamnă nou. Resursele deschise, așa cum s-a zis aici, permit cadrul didactic accesul spre o comunicare didactică eficientă, așa cum îi place copilul să simtă, nu? Așa cum s-a obișnuit acel magister Dixit, că a zis profesorul așa. Este un pas pe care profesorul inovativ deschis îl face în întâmpinarea dorințelor, doleanțelor și aspirațiilor elevilor săi la clasă. Mai mult decât atât, în secolul 21, în care trăim o nouă paradigmă a competențelor, reinventarea ideii de educație este absolut necesară și dumneavoastră sunteți printre cei avangardiști care v-ați asumat plenar și ați răspuns apelului lansat de Prodidactica. Eu am avut onoare și plăcere și mulțumesc colegilor de la Prodidactica să văd cumva evoluând acest proiect. Am putut să mă delectez cu proiectele realizate la prima etapă, da. Și satisfacția mea a fost atunci când am realizat o creștere a calității realizării acestor proiecte, o creștere a calității pornind de la ideea că deja profesorii noștri au devenit mai curajoși, au abandonat zona de confort de la proiectul realizat în Word și au încercat să elaboreze varia platforme, bloguri și am văzut foarte multe produse în care copiii sunt antrenați activ și asta a devenit bine o parte a vieților școlare, o formă de comunicare altfel dacă doriți. Vreau să prezint salutul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării domniilor voastre și să zic că ceea ce se întâmplă astăzi aici este în totală conexiune, rezonanță și unitate spirituală cu viziunile pe care le avem. Dumneavoastră știți că în 2015 încă au fost aprobate standardele digitale pentru profesori și elevi. Și cumva, din 15 până acum, să fim obiectivi, e un mic lapsus, un mic gol, un mic hiatus, spuneți cum vreți, pentru că realmente am tot vorbit că vom avea manuale digitale, am făcut-o în concept, dar nu le avem. Și ne-am propus multe lucruri, dar lucrurile sunt nici mai încet decât am proiectat noi. De aceea, mulțumim partenerilor noștri, Prodidactica, care, prin acțiunile pe care le fac, vin să susțină acest suflu și să mențină în atenția comunității educaționale necesitatea, totuși, de a vedea educația altfel și de a ne angaja și de a ne sincroniza cu acele tendințe care sunt în planul educațional internațional, pot să zic, că am mai văzut niște sisteme și am văzut cum funcționează acest lucru pe bune. Nu se face o săritură absolută de la tradițional la modern. Lucrurile se fac pas cu pas și cea mai importantă etapă din această trecere ține de schimbarea mentalității comunității educaționale. Pentru că cheia de voltă este aici,
Noi putem desena foarte multe documente frumoase, dacă nu vom avea cadre didactice care vor înțelege și mai mult decât atât vor putea să facă acest lucru, pentru că, hai să ne recunoaștem pe bune, la formarea noastră inițială, niciunul dintre noi nu a fost învățat cum să poată realiza produse digitale. Și, de fapt, valorificându-ne cea mai importantă, dominantă capacitate de a fi autodidacți, dumneavoastră v-ați implicat și ați realizat aceste produse. Mă gândeam dimineața la evenimentul de azi și trei cuvinte cheie mi-au venit în cap în raport cu atitudinea pe care eu cred că și ați demonstrat-o dumneavoastră participând la acest concurs. În primul rând este curajul. Pentru că e foarte ușor să critici manuale, teste, produse, dar este foarte, foarte rar oamenii își asumă responsabilitatea să aibă curajul de a crea ceva, un produs intelectual, și apoi să aibă curajul să-l lanseze într-un concurs. În al doilea rând, m-am gândit la ideea că oamenii care s-au angajat, și am văzut unele nume care le-am văzut și în prima etapă. Deci oamenii au un credo, deci nu sporadic, au participat în concurs, au venit astăzi de data aceasta cu un produs și mai bun. Și asta e foarte încurajator pentru noi. Și m-am gândit că al doilea cuvânt cheie ar fi nonconformismul. Pot altfel, văd altfel, știu altfel să fac aceste lucruri. Și al treilea lucru la care m-am gândit, cuvântul cheie este cuvântul solidaritate, pentru că cei care s-au angajat în acest proiect creează un bun pe care sunt deschiși să-l împărtășească. Și asta mi se pare absolut extraordinar. Eu vă mulțumesc pentru că ați vrut să împărtășiți cu noi ceea ce ați avut mai bun și urez succes organizatorilor astăzi. Da, mulțumim tare mult, doamna Râu. Într-adevăr, și pe noi ne-a bucurat sporirea calității și sporirea numărului participanților la concurs. Asta vorbește despre faptul că cei din educație, indiferent de circumstanțe, de diversi factori perturbatori uneori, totuși rămân a fi dedicați educației și rămân în continuare în sistem, nu doar rămân, dar fac acest sistem să funcționeze mai bine, pentru că asta este misiunea noastră. Așa cum ziceam, dacă în faza întâi noi ne-am axat mai mult pe sensibilizarea opiniei publice și actorilor principali care ar putea face o schimbare, care ar putea aduce resursele educaționale deschise aici în Moldova, care ar putea să contribuie la crearea acestora și diseminarea, în faza a doua am lucrat nemijlocit cu beneficiarii noștri, cu cei mai iubiți dintre beneficiarii noștri, este vorba de cadrele didactice și spre deosebire de partenerii noștri din regiune, care au mers mai mult la nivel național și mai mult s-au lansat în campanii de advocacy pentru a schimba documente de politici. Noi am pornit de la firul ierbii, deci suntem unicii care au organizat programe de formare, programe de informare referitor la resursele educaționale deschise și credem că și acest fapt a contribuit la sporirea numărului și calității produselor pe care le-ați elaborat. Faptul că ne-am adunat cu toți, am avut niște follow-up-uri foarte frumoase, foarte pline de lucruri absolut inedite, elaborate de cadrele didactice și în afară de cele trei cuvinte pe care ați spus, cuvinte cheie, care de fapt se asociază cumva cu inițiativa noastră, eu aș mai aduce și sinergie la nivel de societate civilă, factorul de decizie, sinergie între ceea ce creează un cadru didactic și alt cadru didactic. Misiunea noastră și ceea ce ne oferă licențele libere, resursele educaționale deschise, este de a crea, de a îmbogăți, pentru că suntem și declarăm, dar și suntem într-o societate a cunoașterii. În continuare, am să ofer cuvântul Cristinei Bujac, coordonatorul proiectului, și în acest sens ar vrea să mulțumesc foarte mult echipei de proiect, împreună cu Cristina, experților cheie, să mulțumesc personalului de sprijin, care nu întotdeauna este vizibil, dar fără de care nu se întâmplă nicio activitate aici la Prodidactica,
Și să sper că acest proiect va avea durabilitate, pentru că și asta este un obiectiv al nostru, fiecare proiect să fie durabil. Ceea ce am învățat într-un proiect, am produs, într-un proiect rămâne, proiectul s-a încheiat, finanțarea s-a încheiat, dar noi perpetuăm tot ce am achiziționat, tot ce am reușit să producem, să lansăm, să realizăm în cadrul proiectelor. Cristina, te rog. Bine ați venit și bine v-am găsit la această conferință, deja la a doua și la a doua fază a proiectului care a deschis în Moldova aici și acum. Mulți din voi nu ne vedem pentru prima dată și sper să ne mai vedem și mai departe. Deci, eu am să fac o revizuire asupra proiectului nostru în faza a doua. Ca și în prima fază, am fost organizatorii acestui proiect și cu sprijinul Fundației Institutului pentru Societate Deschisă în cooperare cu programul de sprijin a educației al Fundației pentru Societate Deschisă. Perioada de implementare a fost și a durat aproape un an. Scopul acestui proiect a fost promovarea unei înțelegeri adecvate a raționamentului și a procesului de elaborare a politicilor resurselor educaționale deschise prin intermediul unor campanii de sensibilizare, de advocacy și dezvoltare în vederea extinderii accesului educației de calitate pentru toți, a resurselor și a oportunităților de învățare pentru tot parcursul vieții. Așa, beneficiare, ca și în proiectul precedent, au fost elevii, cadrele didactice, ONG-urile, actorii politici, studenții. Obiectivele acestui proiect au fost de a continua promovarea conceptului resurselor educaționale deschise pe agenda publică, de a continua campania de promovare a unor modificări în documente regulatorii importante pentru implementarea resurselor educaționale deschise la nivel de politici publice și, respectiv, consolidarea capacităților cadrelor didactice de la toate drepturile de învățământ în vederea asigurării accesului la educație de calitate pentru toți prin schimbul de resurse educaționale deschise, într-un mod transparent și eficient. De fapt, acesta a fost un obiectiv nou pentru faza a doua a proiectului și unul foarte interesant, de fapt. Rezultatele proiectului au început cu masa rotundă, unde a fost lansată această fază. Și respectiv unde am și semnat, am avut și un nou membru în coaliția noastră RED, în frunte cu domnul Igor Cojocaru. Așa, am organizat seminare de formare pe perioada martie și mai. Trei seminare au fost pentru 61 de profesori, timp de două zile. De fapt, inițial ne-am propus pentru 45, dar în mare unui concurs și unor scrisori de intenții care și-au fost foarte multă lume care și-au dorit să participe în aceste formări, până la urmă am ajuns la 61 de persoane. Am fi dorit și mai multă lume să-i luăm, dar asta e limitat un pic. Așa. Am organizat apoi trei activități de follow-up care s-au desfășurat pe parcursul lunii octombrie, unde profesorii au fost evaluați și certificați și au prezentat temele pentru acasă, urmarea celor trei formări în martie și în mai. Așa. Respectiv, pentru a doua oară, am organizat un concurs pentru cadrele didactice privind elaborarea resurselor educaționale deschise. De data aceasta au participat 43 de profesori, cadre didactice. În final au ajuns 20 de persoane, unde și o să-i vedem, așa o să-i premiem. Și ne-am bucurat foarte mult de implicarea acestora. Au fost niște materiale foarte, foarte interesante. Am și rămas foarte uimită acolo. Și respectiv, tot ce ne-am propus în faza a doua a fost și elaborarea unei broșure, resurse educaționale deschise, oportunități pentru acces, calitate și relevanță în educație. Și o să primiți la sfârșitul seminarului, la sfârșitul conferinței noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Am fost foarte succintă pentru că urmează foarte multe prezentări interesante și consistente. Eu vă mulțumesc. Și vă mulțumesc și vă doresc succese și mai departe să elaborați cu atâta entuziasm discuția dumneavoastră. Așa. În continuare, o să mă rog pe domnul Borincioi să prezinte în detaliu, așa cum s-au desfășurat activitățile de formare, ca
care au fost provocările și care au fost surprizele. Vreau să salut toată lumea de aici prezentă și vreau să fac două lucruri. Deci să pregătesc prezentarea mea și totodată să vorbesc în contextul celui fapt că doamna Cristina a zis că cam multe prezentări o să fie și respectiv să putem să le onorăm pe toate. Respectiv, sigur că noi, eu personal am participat deja în faza a doua a acestui proiect și, cum a zis și doamna, deci, respectiv, am văzut un oarecare progres și acest progres, sigur că ne bucură foarte mult, dat fiind faptul că deci, tot mai multe cadre didactice se implică în nu numai utilizarea ceea ce dă internetul, dar și în respectiv în calitate de creatori, în calitate de persoane care vin deja cu produsele proprii. Fiindcă, din păcate, la noi se întâmplă chiar și, să vorbim așa, mai multe aspecte. Din păcate, sunt la noi profesori care produc, sunt creatori adevărați, însă, din anumite considerente, cred că de ordin psihologic, ei țin aceste produse la dânsii în calculator și lucrează doar cu copii, clasa care o au. Și toată lumea, deci, educațională, nu poate să aibă acces la aceste produse. Cred că lucrul acesta este unul nu chiar plăcut, fiindcă acest aspect, această creație a unui cadru didactic, cu siguranță trebuie să fie și pentru mai mulți, pentru acei care doresc să utilizeze produsele didactice. Deci, dacă se vede bine, putem să mergem la prezentarea mea. Sigur că acele ateliere pe care noi le-am desfășurat, trei la număr, apropo, acum folosim cuvântul atelier, cândva ziceam training, deci că atelier e mai corect, să zicem, să vorbim. Ne-au dat careva lecții nouă celor prezenți și, în primul rând, experților, toate că noi ne-am străduit atunci când am organizat aceste ateliere să nu, să zicem așa, cuprindem necuprinsul. În două zile este imposibil să-l faci pe un om să poată crea careva resurse. Noi nu ne-am axat, de exemplu, pe niște softuri concrete, că iată, învățăm, de exemplu, blogul, Prezi sau ceva și îl facem din acest lucru. Noi am venit mai mult cu o motivare a profesorilor să se implice și să încerce să creeze. Și am avut mai multe reacții de la ceea ce am făcut noi. De exemplu, domnul Sergiu este prezent aici, a spus că activitatea a fost un frumos schimb de experiență, acumulare de noi cunoștințe și îmbunătățirea competențelor digitale. Pe de altă parte, noi cei care am venit cu suportul, am oferit cadrului didactic un suport consistent, prezentat în mod interactiv. Adică am pus totuși accentul pe interactivitate, aceasta este tradiția Centrului Educațional Prodidactic, ca mai puțin se fac prelegeri, dar totuși se implică persoanele în activități, astfel că cele două zile au trecut util, dar principalul că mai că pe neobservate. Lumea când se termina trainingul zice, gata, s-a terminat trainingul. Cursanții au menționat și acest lucru, iarăși este o tradiție, atmosfera prietenoasă, conținuturile explicate clar, schimbul de experiență, condițiile optime, mediul favorabil, principalul libertatea de exprimare a tuturor celor prezenți, fiindcă de fapt asta este o bogăție a unei întruniri de cadre didactice, când vine fiecare cu propria lui experiență și experiența devine publică. Formatorii au dedus că, deși subiectul e unul nou, totuși el trezește interesul formabililor prin utilitatea lui. Și vreau să zic că, sigur că toată lumea cunoaște că există softuri elaborate de profesioniști, dar aceste softuri sunt foarte scumpe. Nu întotdeauna noi le putem, să zicem, accesa, cumpăra, procura. De aceea, pentru noi, pentru Republica Moldova, pe lângă faptul că se declanșează aspectul creativ, se face și economie de resurse. S-a insistat pe motivarea cursanților pentru exploatarea ulterioară a subiectului, pe oportunități viitoare de eficientizare.
Deci mai ales s-a pus accentul pe producerea acestor resurse pe viitor, inclusiv prin colaborare. Adică o resursă educațională produsă de o singură persoană nu este atât de eficientă. Am mai discutat acest aspect. Dar dacă se implică mai mulți subiecti, mai mulți profesori și acest lucru rezultă din conceptul de RED, atunci, respectiv, calitatea resursei crește. Cu atât mai mult că anume aceasta este problema resurselor educaționale. Calitatea lor. A fost înaintată o propunere și cred că această propunere va fi studiată. Deoarece s-a creat un anumit ciclu de formare aici la Centrul Educațional Prodidactica, în domeniul dat, dar și în celelalte domenii, că cam tot după această logică se desfășoară, adică se desfășoară un atelier de una, două, trei zile, după care cursanții au posibilitate să implementeze ceea ce au studiat la acest atelier, după care ei vin cu experiența lor la un follow-up. Deci s-a venit cu propunerea ca astfel de ateliere să fie organizate la nivelul întregii țări, în fiecare centru raional, dacă se mai păstrează raioanele, dar nu în centrul județean, dacă o să fie județe. Oricum, este de perspectivă, de viitor, astfel ca să putem implica în problema dată, în subiectul dat, cât mai multe persoane pentru a fi inițiate. Totodată, seminarele de evaluare sau follow-up-urile, evaluare și certificare, ne-au adus și ei la unele concluzii, deoarece deja aici cursanții au venit produsul finit. Mulți dintre ei au participat la concursul pe care noi l-am anunțat și eu personal nu știu care sunt rezultatele concursului, deși am avut posibilitate să mă uit în broșură, dar pe masă la doamna Rima, dar am zis că mai bine nu mă uit, că vreau să văd și eu care a scris surpriza. Dar ne bucură faptul că mulți dintre cei care au participat la training-uri, la activitățile noastre, au participat și la concursul pentru resurse. Aceasta este, într-un fel, o evaluare a noastră, o notă pusă nouă, că ceea ce am făcut noi este cu adevărat cu succes. Ne-a bucurat interesul, ne-a bucurat practicile și ne-a bucurat foarte mult faptul că resursele prezentate au fost foarte diverse, foarte diferite. De aici, chiar am discutat cu colegul, există ideea de a sincroniza sau standardiza unele cerințe pentru aceste produse educaționale deschise. Poate că într-un fel se mai micșorează din creativitate, dar totuși, dacă se pune de toate pentru toți, pe o platformă, de exemplu, utilitatea cred că scade. Și poate că ar apărea și necesitatea unui grup de experți care ar filtra aceste produse. Nu în sens că să le restricționeze, dar în sens că să le îmbunătățească, să vină cu propuneri pentru îmbunătățire. Totodată, pe parcurs au fost evidențiate și unele aspecte tehnice și didactice, care au fost discutate cu autorii de resurse, cu scopul ca resursa odată prezentată să mai poată fi îmbunătățită și pe viitor. Și îmi cer scuze, dar o să vin și cu careva statistici, care știu că statisticile sunt acele care sunt mai plictisitoare, dar oricum am realizat și acest lucru. În primul rând, am făcut statistica după cei 61 participanți, de unde ei vin, din ce tip de școală. Deci, statistica arată că cei mai mulți vin din licee. Pe locul 2 sunt profesorii care vin din gimnaziu. Avem și profesori care, de la universitate, centri de excelență, școală primară, mai puțin din colegiu și grădiniță. Chiar de la colegiu m-am pus așa un semn de întrebare, că colegiul, învățământul vocațional, parcă ar fi într-o parte de această direcție care noi o facem. Și universitățile, tot așa, cam trei universități și acelea de peste Nistru. Vorbim de peste Prut, acum de peste Nistru. Geografia participanților. Iarăși, clar că logic, cei mai mulți participanți au fost din municipiul Chișinău, după care au fost pe locul 2 Ialoveni, Pălești, Vâlți, Bălăraș, Răușeni și, vedeți, coloana aceea cu ultima din vârf, aceea a fost câte un singur participant din mai multe raioane. Cum să comentăm? Comentăm că este un trend pozitiv, comentăm că ceea ce au venit din Chișinău este așteptabil,
dar cred că ar fi fost bine să fie și mai mult din alte raioane. Aici nu sunt toate raioane prezentate, dar de unele raioane sunt numai câte un singur participant. Repartizarea participanților pe discipline școlare, chiar să zicem că aici chiar este paradoxal, paradoxul paradoxurilor, fiindcă nu cei de la științe reale au venit cu mai multe resurse, și au venit chiar și la training, dar profesorii de limba și literatura română, cei de la clasele primare, de la istorie și matematică, biologie, chimie, iată, aceștia sunt, să zicem așa, grosul armatii care au participat. Restul, vreau să zic, din disciplinele chiar reale, fizică și altele, mai puțin participanți au fost la trainingurile noastre. Dar capul de afiș a fost limba și literatura română. Câteva concluzii, ele nu mi-aparțin, dar sunt niște concluzii pe care le-am furat și eu de la un training de dezvoltare comunitară, însă cred că ele sunt într-un fel adecvate ceea ce zicem noi. Tehnologia este un instrument critic, asta înseamnă că nu putem să refuzăm de tehnologie, ea ne dictează anumite reguli, totodată tehnologia este doar un instrument. Și succesul depinde de implicare. Cât mai multă lume se implică, cu atât succesul este mai garantat. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și am pus jos și licența liberă acestui produs. Da. Adică nu poți să spui copiilor să facă ceva și tu singur să nu respecti. Nu poți să vorbești cu formabile că e bine să vii cu un produs cu licență liberă și singur personal să nu o faci. Deci, mulțumesc pentru atenție și eu ar vrea să subliniez odată în plus misiunea sau, de fapt, scopul acestui proiect a fazei 2 a fost a fost să sensibilizăm cadrele didactice și să informăm că există resurse educaționale deschise, că există licențe libere. Noi doar am aprins de ușorul. Urmează în continuare să dezvoltăm acest concept și partenerii noștri, altul, CTICE, de exemplu, mă gândeam acum la domnul Maleroviș, dacă ar fi fost aici, vă zicea că toate manualele care se elaborează acum, conform unui contract încheiat între autori și editură și Ministerul Educației, până la jumătate de octombrie, îmi pare că dacă nu greșesc, sunt plasate pe site-ul CTICE și pot fi accesate, deci toate sunt în variantă PDF. Până, cel puțin anul trecut a fost. Anul ăsta nu știu în ce măsură a respectat, nu este domnul Maleroviș, adică și noi încercăm să facem pe cât posibil, dar să știți, colegii din Polonia sunt foarte avansați, colegii din România o să vorbească despre experiența pe care deja o au. Noi suntem în proces și știți că educația este pozitivă și optimistă. De asta facem așa, pas cu pas, cine reușește la moment. Ați văzut în agenda, era un punct prezentarea participanților. Ne-am gândit că suntem prea numeroși ca să ne prezentăm fiecare în parte, dar am să vă rog atunci când aveți o anumită intervenție, comentariu, întrebare, să vă prezentați atunci. Acum am să ofer cuvântul doamnei Dumbrăveanu cu o prezentare interesantă, după care și colegii din România pe care doamna Dumbrăveanu, prin intermediul doamnei Dumbrăveanu, au fost invitați și să ne vorbească și despre experiența domniilor lor. Să vă rugăm, doamna Dumbrăveanu. Bună ziua! Eu vin de la Universitatea Pedagogică din statul Ion Creangă. Am fost invitat aici către organizatorii acestui proiect, să zicem, sau cei care colaborează în proiect. Mulțumesc frumos pentru invitație. Am mai avut o invitație la o sesiune din anul trecut, dar nu am putut să particip, pentru că în acel timp plecam la Praga, unde am participat la o conferință de asemenea dedicată resurselor educaționale deschise. Deci vreau să zic că la noi în Moldova nu prea știe lumea una de altă ce fac. Eu am citit despre acest proiect din resurse web, dar la Universitatea Pedagogică de Stat noi am avut această inițiativă de mai mult timp, în anul 2013,
am organizat o conferință la care au participat și cadre didactice din învățământul preuniversitar. Nu știu dacă este cineva de aici, pe aici care a fost la acea conferință, probabil că nu. La acea conferință am discutat despre resurse în genere digitale și am vorbit și despre resurse digitale deschise. Tot la Universitatea Pedagogică avem experiență de a lucra cu astfel de resurse. Vorbesc de resurse digitale, în primul rând. Avem un masterat, care avem două masterate în acest domeniu. Unul este intitulat TIC în instruire și este destinat profesorilor din preuniversitar, de orice disciplină, unde instruim lumea cum să utilizeze tehnologiile în procesul didactic. Și alt masterat se intitulează elaborare de softuri educaționale și tehnologii de elaborare a softurilor educaționale este mai mult dedicat celor care fac programare. Și acum trec nemijlocit la prezentarea mea. Am intitulat-o Provocări în implementarea resurselor educaționale deschise în educație. Nu mă voi referi doar la învățământul superior, ci și la învățământul preuniversitar. Mai am o prezentare în acest timp a colegilor din România cu care colaborăm. Sunt colegi de la Universitatea de Vest din Timișoara, cu care avem un proiect. Proiectul se intitulează Dezvoltarea sau formarea continuă a cadrelor didactice prin cursuri masive online deschise. Deci aceste cursuri online deschise, de asemenea, fac parte din resursele educaționale deschise. Deci, în acest context, am participat și la acea conferință din Praga, care a fost în 2016, iar în 2017, acum anul ăsta, am participat la Budapesta, în primăvară, la o conferință împreună cu domnul Igor Cojocaru, care este aici, se intitula ceva legat de e-guvernare. Și am avut și acolo o prezentare care se intitula care sunt impedimentele, sau mai bine zis, de ce profesorii sunt reticenți față de utilizarea resurselor. Deci eu povestesc despre ce, iar prezentarea se numea puțin diferit. Deci în era digitală, am pus o imagine de aici, în mâna dreaptă ar fi trebuit să fie o tabletă sau altceva, dar nu am găsit o imagine mai potrivită, adică un teanc foarte mare de cărți este înlocuit cu ceva care este mult mai compact. Cred că știți toți care ar fi resursele digitale, fiindcă ați fost la training, mai târziu o să mai revin la lucrurile astea, care ar fi beneficiile lor, că sunt acces la resurse educaționale de calitate și chiar dacă nu spun acum încă despre care ar fi aceste probleme. Problema una este calitatea. Primul loc este calitatea resurselor educaționale la un cost mic. De ce zic cost mic? Că nu înseamnă că aceste resurse nu sunt, pot fi și contracost. În primul rând, dacă vorbim despre cost financiar, dar nu este vorba despre cost financiar, mai ales sunt și alte costuri. Costurile de timp și efort pe care le depun cei care vor să implementeze. Deci costurile pentru a organiza aceste ateliere, să zicem. Costurile sunt pentru cei care elaborează resursele educaționale deschise. Fiindcă dacă aceste resurse sunt deschise, asta nu înseamnă că cei care le elaborează lucrează for free, cum s-ar zice. În spatele lor stau organizații mari, finanțate de către guverne sau de diferite programe sau de filantropi și doar atunci ei realizează produse de calitate. Deci există o varietate mare de resurse educaționale deschise și sisteme de căutare. Și o altă problemă care apare aici, din această varietate mare de resurse deschise, lumea noastră cunoaște foarte puțin despre ele. Unde se regăsească și altă problemă este clasificarea acestor resurse educaționale deschise. Vorbesc dintr-o dată ca răspuns la ceea ce a vorbit domnul Bolincioi, fiindcă, în primul rând, din ceea ce eu am văzut și din ceea ce a zis doamna de la minister, că este ușor să critici, uneori este foarte bine să critici, dar ușor este, nu este ușor, din ce motiv? În primul rând, este o problemă foarte delicată, lumea noastră este foarte așa
fragilă și reacționează foarte așa urât, nu că urât, dar la o critică constructivă, dar eu cred că este mai bine să faci o critică constructivă de la bun început decât să faci un produs de rea calitate, pentru că acest produs pe urmă îl vede toată lumea dacă este deschis. Dacă nu-i deschis, îl vede elevii de la clasă și ei tot au percepțiile lor, citesc prin internet și văd ce este de calitate și ce nu este de calitate. Și din acest punct de vedere, cred că ar fi foarte bine, în primul rând, să fie elaborate criterii de elaborare sau criterii de calitate a acestor resurse. Aceste criterii ar trebui să fie generale pe toate tipurile de resurse și apoi specifice, pentru că nu putem aplica exact aceleași criterii la o prezentare PowerPoint și la un alt produs. Și, de asemenea, o problemă este clasificarea acestor resurse. Nu știu ce teme ați avut la acele ateliere, dar, în primul rând, trebuie de discutat despre clasificarea acestor resurse și apoi, când lumea vine cu resurse, ele trebuie să vină exact la locul unde trebuie să vină ca clasificare. Acum, bine, oricine ar trebui să aibă libertatea de a utiliza, modifica și îmbunătăți și redistribui, fiindcă acestea sunt gradele de libertate pe care le alocă, le permit resursele educaționale deschise. Deci, care ar fi valoarea? Fiindcă este un conținut divers de calitate, experiență, și cred că dumneavoastră deja ați împărtășit această experiență de învățare multimodală, economie de timp în sensul când găsesc niște resurse potrivite și nu trebuie să le elaborez, doar trebuie să le adaptez. Oportunități de dezvoltare profesională. Profesională în sensul că atunci când am găsit resursa, văd ce a făcut colegul și văd calitatea altora, adică resurselor altora. Deci care ar fi sursele de informare pentru cadrele didactice din Moldova? Toată lumea ce zice? Măcar până corect cum e scris așa, Google. Google este un sistem de căutare, iar lumea nu știe că ăsta este un motor de căutare. Prin intermediul acestui motor, lumea găsește și când indică la resurs, foarte mult studenți scrie Google, Wikipedia și nu fac referință corectă. Dar, ce găsim noi prin Google? Noi găsim diverse resurse, iar aceste resurse au diferite tipuri de licență. O greșeală pe care o au și colegi, nu colegii, dar studenții la care am ore, toată lumea vorbește cu două noțiuni. Licențiat, nelicențiat. Absolut greșit. Nu există așa noțiune. Toate produsele, resurse, software sau altele au licență. Pentru că licența este un document care atestă dreptul de utilizare al acestui produs. Iar lumea zice că e nelicențiat, iar acela se cheamă hacker sau cel furat. Deci nu este corect, dar lumea așa s-a deprins și chiar un student ceva săptămâni în urmă, era așa aprins împotriva mea, că nu vorbesc eu corect, că lumea așa vorbește, programatorii așa vorbesc, ei vorbesc, dar asta este un slang și nu-i corect să zici nelicențiat. Și acum, ce găsim noi resurse VEM? În resurse VEM găsim resurse care au, sunt cu drept de copyright, resurse deschise, resurse care se află în domeniul public și ar trebui să știm cum să le utilizăm corect. Este o chestie foarte subtilă de a găsi diferența ce înseamnă a fi în domeniul public, ce înseamnă să fie cu deschis. Iar lumea le-a găsit, zice, dacă le-am găsit, le utilizez și nici măcar nu fac referință la ele. Deci asta iarăși ar fi o provocare pe care cel puțin cadrele didactice ar trebui să ia cunoștință, chiar dacă e greu să înțelegi toată subtilitatea aceasta, ar trebui cel puțin să știe, să conștientizeze acest lucru. Da, eu deja am vorbit că nu trag atenția la regulile de utilizare a resurselor, fie că este din universitate, fie că este din liceu, iar instituțiile din Moldova nu au publicat ghiduri referitoare la utilizarea resurselor de pe web. Nu există așa ceva. Și aici vine și problema plagiatului și problema cum se pedepsește plagiatul, dar asta e altă întrebare. Cei de la universitățile de peste hotare, prima întrebare care când am fost pe invocat, a zis, universitatea voastră are reguli antiplagiat. Cum se pedepsesc? Așa, la noi sunt chidori. Deci, copyright, ce-ar fi? Deci trebuie să înțelegem cât copyright-ul, care ar fi utilizarea corectă pentru a priva studenților,
Și toate aceste lucruri care eu, care sunt permisiunile. Deci, apropo, m-am uitat prin resursele pe care le-ați publicat din anul trecut și acolo lipsește sigla. Sigla e pusă cumva tot, dar cine o descarcă nu mai vede nimic ce e cu resursa asta, cine este autorul, ce drept o distribuie. Iată, asta ar fi și în criteriile generale care trebuie să fie pentru resursele. Deci cele care pot fi utilizate fără teamă sunt cele care sunt sub incidența licenței Creative Commons, a vorbit domnul Gorencioi despre asta. Ce înseamnă lucrul ăsta? Asta nu înseamnă că e fără licență, asta înseamnă care e dreptul de utilizare și acolo sunt mai multe grade. Și gradele astea pot fi combinate și asta iarăși o temă care trebuie discutat separat. Acum am vorbit cine produc aceste resurse, sunt elaboratori non-profit, sunt portaluri de resurse educaționale deschise unde ele pot fi găsite, de la colegi și o problemă care apare aici și un impediment, aș zice, nu știu care este starea de lucru din învățământul preuniversitar, dar cred că tot așa și în universitar, foarte puțină lume cunoaște limba engleză, la nivelul ca să înțeleagă, să înțeleagă doar un text citit, nu-l pune nimeni să vorbească, dar să înțeleagă o resursă ca să înțeleagă ce este acolo. Deci, care ar fi motivul pentru utilizarea? Probabil că dumneavoastră deja sunteți convinși că trebuie să le utilizați, iar eu aici am enumerat un șir de motive, deci că ar fi resurse de calitate înaltă, la preț mic sau cu acces liber, când unii de ele pot fi și contracost. Diverse din tezaurul de cunoștințe globale, și atunci vezi și fac și colegii dumneavoastră, pentru a îmbogăți propriul proces de predare-învățare, puteți să le combinați cu resursele pe care le aveți, sunteți la curent cu practicile mondiale, puteți colabora cu profesori și studenți ce au aceleași interese. Beneficii deja nu le mai elaborez și acum am zis să cadrele didactice se implementeze cursuri electronice. Imaginea asta vă spune foarte multe lucruri, fiindcă aici apare noțiune, despre noțiunea asta am vorbit la conferința din Budapesta, este noțiunea numită Digital Divide în limba engleză sau diviziunea digitală, zice în limba română. Ce ar însemna această diviziune digitală? Toată lumea o înțelege diferit, chiar și în literatura de specialitate sunt diferite aspecte. Deci implicit este pentru a descrie accesul la tehnologii și la internet. Cel care are acces o să poată că este mai bogat, mai așa, celălalt este mai sărac, chiar nu poate să utilizeze dacă nu are acces. Iar cel care are acces nu știe dacă utilizează corect. Nu înseamnă dacă are un calculator, el și-l utilizează sau elevul face ce trebuie. Diviziunea digitală în educație, această imagine este luată dintr-un studiu, n-am indicat aici, ai greșeala mea, n-am indicat de unde am luat, din acest studiu este pe diferite nivele și aici sunt indicate doar trei nivele. Primul nivel se referă la infrastructură, despre care deja am vorbit, la abilitățile digitale, de-aș zice, fiindcă aici sunt la nivelul cel mai de bază, deci este nivelul digital care zice în limba engleză digital literacy, în limba română ar veni alfabetizare digitală, nu știu cât e de potrivit. Pe linia a doua vine trainingul în acest domeniu, ceea ce ați făcut și dumneavoastră. Și la un nivel mai înalt vine pilonul care se cheamă resurse educaționale, adică elaborarea lor, utilizarea lor. Și mai important se cheamă pedagogia. Pentru foarte multe resurse sunt elaborate fără un concept clar pedagogic. Poate să fie declarat, dar să nu fie implementat. Și în această alfabetizare digitală avem așa o diferență, să zicem așa, sunt cei care au abilități de bază, începătorii, la polul de jos și la polul de sus, care au competențe digitale avansate. Și nu numai competențe digitale, și aici vedeți că, care este proporția, unul la mai mulți. Deci, ce ar fi competențe digitale avansate, nu sunt numai competențele digitale, pentru că aici vin mai multe lucruri, vine și e-pedagogia, iar e-pedagogia include mai mult, include și accesul la tehnologii, și competențe sau competențe digitale de utilizare a tehnologiilor, și competențele pedagogice, mai bine zis, didactica subiectului,
mai vine și cunoașterea subiectului, ceea ce în engleză zice subject knowledge. Când atunci când apar în acele resurse care apar, sunt și greșeli de subject knowledge. Când omul nu știe bine subiectul și atunci prezint ceva care poate fi chiar greșit. Dacă nu știe didactica, nu știe cum să le aranjeze în ordinea și cum vrea să le știu. Toate împreună vin în conceptul de e didactică. Așa, deci care ar fi motivele, din ce cauză este această, unele din ele, foarte puține, pentru diviziunea digitală. Resursele alocate de profesor pentru a studia articol, timp, efort, cu sau fără suport direct. Deci, omul nu are timp, în primul rând, nu are cine să-l învețe, sau nu dorește și mai trebuie să depună și eforturi. Motivare, care ar fi interesul? Unii o fac din interes pur, din interes pur profesional, alții poate sunt impuși de necesități, dar sunt diferite interese. Și oportunitățile sunt diferite. Deci, din acest punct de vedere, salut inițiativa prodidactică pentru a promova acest concept de resurse educaționale deschise. Deci, provocări altele care mai apar, cu semnificație dublă. Există oportunități foarte bogate de implementare resurse educaționale deschise existente într-un mod adecvat, dar este și o sarcină dificilă să le găsești, să le implementezi și să le găsești locul lor potrivit unde le găsești. Care, aici am luat direct din prezentarea mea care am făcut-o în limba engleză, n-am avut timp să aduc. Deci, care ar fi barierele de implementare a acestor resurse? În primul rând, am vorbit deja, confuzii în clasificarea resurselor digitale deschise. Foarte multă lume face confuzii ce este un soft, ce este o resursă. Am văzut la prodidactică, eu îmi permit să zic cum să zice, nu cât de atât sunt de la creangă, dar știți cum zicea creangă, nu mi-a tors mama pe limbă. Și atunci eu zic așa cum este de spuneți, studiem într-un cadru da. Ca... Deci, în primul rând, este, nu știe lumea cum să caute aceste resurse, nu știe unde să le găsească. Și apoi vin confuzii despre clasificare. Pentru la clasificare, eu am văzut scris la softuri prezentări. Iar prezentarea nu este soft, prezentarea este produsul deja. Când vorbim despre clasificare, avem două mari, mai este și a treia, două mari categorii de resurse digitale deschise. Astea sunt resursele propriu zis de conținuturi, iar în conținuturi vin foarte multe, începând la manual digital, tutoriale, lumea unii nu știe ce înseamnă chiar tutorial, documentații și altele, deci care vin de tip text, sarcini de învățare, sarcini de evaluare, aceleași prezentări vin la categoria de conținut. Și apoi vine partea de soft, care permite să facem aceste resurse. Și dacă vorbim softuri, sunt și softuri libere. Toată lumea utilizează Microsoft Office, dar este alternativa, trei minimum alternative de Microsoft, nu Microsoft, dar Office, aceleași care au practic aceleași facilități și unii chiar nici nu le știu. Este Kingsoft Office, LibreOffice, OpenOffice și au aceleași facilități ca și Microsoft-ul. Deci ce am zis aici, bariere, grad insuficient de evaluare critică a acestor resurse. Foarte mulți colegi, chiar și masteranții cu care lucrez, și le-am zis, vă rog frumos, aduceți proiecte de lecții și facem o analiză a lor. Toată lumea le citește. Vai, ce bine a scris lecția, dar eu de sus pe jos văd greșeli. Dar îi zic că a fost foarte bine. Sunt greșeli foarte multe și în proiecte de lecții și în resurse și așa mai departe. Dar nu înseamnă că dacă sunt greșeli să nu le spui. Că atunci îl corectezi pe om și el o știe, poate el nu știe și nu înțelege că n-a văzut altceva mai bun. Și o înțelegere difuză sau confuză a termenilor deschis, liber, fără cost, tipuri de licență. Când este în engleză, freeware și free. Studenții de la informatică fac greșeală. Nu înțeleg ce freeware, ce free. Nu mai vorbesc de profesorul de alt, să zicem, de istorie. Poate știe, dar poate nu știe. Și atunci trebuie să știe. Deci, am mai vorbit cunoștințe joase de pedagogie a
resurselor educaționale deschisă, poate chiar și un grad inadecvat de competențe digitale, fiindcă competențele pornesc de la un nivel mai jos. Ați vorbit de standardele cele de competență adoptate la Ministerul Educației și acolo ele sunt pe nivel. Nivel începător și nivel mai avansat. Și una din bariere pe care am spus, lipsa de resurse în limba maternă, în română, sunt foarte puține și atunci lumea ceea ce vede, cred că este ceea ce vede tot e bun. Mai există și politici la nivel european, sunt politici și la nivelul Republicii Moldova, dar nu atât de distincte. Nu știu cum ați avansat dumneavoastră să promovați asta la nivel de politici. Iar în documentele Ministerului Educației, ele sunt pe aici, pe niște articole implementate și încă și grijit. Că acolo scrie resurse și pune verbul spre Khan Academy. Dar Khan Academy nu e resurse, Khan Academy e altceva și atunci e greșit scris în documentul de politici. Iar această frază este luată dintr-un document al Comisiei Europene. Documentul se cheamă Rethinking Education și aici am luat doar fraza unde indică că trebuie ca școlile, universitățile, școlile profesionale să must, adică trebuie, așa că obligatoriu, să sporească accesul sau calitatea învățării prin acces la resurse educaționale deschise. Și aceste reforme trebuie să fie sprijinite de profesori care sunt foarte bine instruiți, da? Și motivați. Care este motivarea? Așa, trec peste asta, că sunt multe structuri la unui curs. Cum ar fi elaborare, reutilizare, deci este o echipă de colaboratori. Faci proiectarea, programarea, dacă este necesar, editarea și apoi distribuirea prin proces de colaborare a acestor resurse educaționale deschise. Deci, cred, cunoașteți când a apărut acest concept, prin anul 2002, la UNESCO. Mai apoi, dacă voi vorbi despre cursuri masive deschise, acest concept a fost promovat 10 ani mai târziu, în 2012. Și avem primele universități care au lansat acest concept și conceptul de utilizare cursuri deschise a fost Universitatea din Statele Unite, Massachusetts. Iar și acum promovează acest concept. Se pot înscrie studenții de oriunde și face cursuri, chiar și obține un certificat, dar certificatul nu mai e fofurii, cum s-ar zice. Cursurile pot să le fac, probabil nu știu toate detaliile, dar cel puțin au acest oportunitate. Deci universitățile elaborează materiale cu diferite, ar părea întrebarea, de ce trebuie universității să facă cursuri deschise? Și unul din motive a fi ca să-și promoveze imaginea, ca să fie competitiv pe piața muncii și mai întâi promovează resursele deschise și apoi încetişor încep a cere, da, resursa deschisă poate să înscrie oricine, dar apoi pentru certificat să cer bani și așa mai departe. Nu? Da. Deci, acum, asta este site-ul lor de la NIT Open Course, de la această instituție. Mai este o altă instituție care se cheamă Khan Academy. La data când am scris aici, sunt cifrele, nu mai sunt aceleași, fiindcă probabil sunt altele, dar nu contează. Mai este un portal foarte interesant, pe care l-am accesat de foarte multe ori și sunt chiar înscrisă, numai nu am timp să le fac. Mă scriu cu ideea să văd ce face altă lume, să văd calitatea acestor resurse. Este Coursera.org. Cu 2-3 ani în urmă era chiar total acces liber, iar acum, practic, nu este liber, fiindcă se cere cel puțin plata pentru certificat, iar plata pentru un certificat este $49. Se oferă cursuri în bloc, de pildă 6 cursuri care îți oferă ceva și dacă nu, poți să te înscrii pur și simplu cu unele oferă varianta audient, adică doar intru ca să văd materialul. Și acum, cum ar venea acest curs, ce conține Coursera? Acolo se cere foarte multe muncă ca să faci un curs. Cursurile sunt de diferit grad de dificultate. Cursuri sunt
care pentru toți, nu cer niciun fel de cunoștințe în prealabil, dar asta nu înseamnă că am fost înscris la orice curs. Iar cele care nu cer cunoștință în prealabil sunt așa ușurele, care îți fac niște impresii despre un curs. Mare lucru nu o să știi. Eu m-am uitat la cursul care îl predau eu de elaborare site-uri web și acolo te învață ușurel HTML și niște elemente, dar nu mai mult. Eu site-uri web nu fac cursul lor. Da, cursul este foarte elaborat. Este tot pus așa pe nișă. Cursurile vin de la universități de prestigiu și scrie fiecare temă, are finalități, are activități, are conținut în diferite variante, video în real, adică vorbește profesorul, textul acelui video și toate materialele și audio și tot ce vrei. Și sarcini. Dar ceea ce lipsește în aceste cursuri, acestea sunt cursuri de tip masive deschise, online, lipsește ghidarea profesorului sau echipei de profesori. Ei, așa, s-au dat la o parte, noi v-am oferit conținutul, v-am pus niște sarcini, mai departe învățați de sine stătător și pun sarcini de colaborare. Dar colaborarea aia nu e de cei care ar fi necesar. Deci, sunt diferite repozitorii de conținuturi care o parte le-am găsit și le-am plasat aici. La această adresă, PHET, o să găsiți simulări la matematică, biologie, chimie, fizică, matematică, științe ale pământului. Aici vedeți adresa, Colorado Edu, deci sunt din Statele Unite ale Americii. Acolo o să vedeți un fel de simulări. Așa. Alt resursă, FIS Clips, sunt introduceri multimedia la fizică. Proiectul Gutenberg, poate știe toată lumea la ce se referă, este cea mai mare colecție de cărți electronice gratuite. Această idee vine ceva timp în urmă și lucrează inclusiv și foarte multe universități de lume ca să digitalizeze resursele pe care le au. Sunt unele resurse unice, care sunt poate într-un singur exemplar, care se deteriorează cu timpul și atunci, în felul ăsta, ei sunt valorificate și disponibile unui public foarte larg. Deci avem biblioteca digitală în științele pământului. Deci este doar câteva pe care eu aici le-am enumerat. Acum vorbesc, deci una din resursele deschise ar fi manualele digitale, despre care am vorbit. Manualele digitale necesită o prezentare aparte, zice eu. Ce ar însemna manual digital? Cele care sunt lactice, ce ați vorbit dumneavoastră, cele nu sunt. Nu sunt. Sunt varianta PDF și ăla nu este manual digital. Deci ați vorbit despre faptul că este inițiativa, sau nu știu cum să zic, directiva Ministerului Educației de a elabora manuale digitale. Aș vrea să zic că este un lucru foarte complicat. Nu oricine poate să elaboreze un manual digital, apoi există, este o concepție acestor manuale digitale, probabil că dumneavoastră ați citit-o, eu am atitudine, să zic așa, foarte critică, după gradul, dacă pun scara Likert, o să pun la foarte critic față de această concepție, fiindcă acolo, așa, s-o luat, deci de acolo chiar poți știi de unde s-au copiat bucățele din lucrările cuiva, lumea dă de cap ca știi. Vedeți ce înseamnă resursă deschisă, lumea vede și vede cât e de bine. Și atunci rușine celor care au scris astfel de concept, fiindcă de pedagogie acolo nici nu se vorbește, sunt două rânduri care nu au nicio întâlnire și mânică, cu pedagogie digitală. Iar despre concepție, deci concepția manualului digital există diferite concepții. Deci am zis că cea care e scanat de undeva, acela nu este manual digital, iar apoi este diferite grade, este varianta de manual digital îmbunătățit. La Universitatea Pedagogică avem un profesor care elaborează astfel de manuale, care este o muncă enormă, neremunerată, făcută voluntariat și nerecunoscută, fiindcă a fost prezentată, nerecunoscută în sensul că a fost prezentată la diferite conferințe, seminarii, lumea bate din palme, aplaudă, zice, avem nevoie,
am fost la conferința care a organizat-o domnul Faisen la Vadul lui Vodă despre pedagogie inovatoare. Erau reprezentanți din diferite țări, din 10 țări, belorușii s-au apropiat și au spus, wow, asta este manual digital, veniți la noi, prezentați-o. Și mai departe, de entuziasm, nu face nimeni niciun pas. Să sponsorizeze, să zică, hai să facem, care întâi, care a doilea, cum îl promovăm. Deci fiecare face, domnul Palmuș, singur din inițiativa lui, merge la editură, alege manual, a doilea, a treilea și încearcă să facem. Dar în spate stă o programare și foarte mult lucru. Program Pascal, că eu nu înțeleg ce-i scris acolo și nu înțeleg. Vreau să învăț, dar nu pot învăța după acea carte. Păi manualul nu este bun și nu pot să fac din el digital. Digital ar însemna să fac un material bun, așa cum construiesc o casă și am pus un fundament care îl pun în acoperiș și o toarnă și o distruge. Nu pot face manual. Manualul digital, dacă vreau să fie făcut bine, trebuie să fie făcut de la început cu o altă pedagogie și altă metodologie. Se poate făcut și pe cel existent, dar să fie făcut de ales, de văzut bine. Așa lucrează și guvernul din Coreea de Sud. Am înțeles că ați fost în Coreea de Sud. Nu, cineva a fost. Da? Ați fost la școala, cei care au fost, ați fost la școala care e una din cele mai avansate. Vi s-a arătat cum lucrează cu manuale digitale. Și când am discutat cu reprezentanții din Coreea care au fost aici în Republica Moldova, ei au zis că lucrează pe această variantă de manual îmbogățit. Adică au cărțile deja, manualele de la Ministerul Educației a lor și fac variantă îmbogățită, care se distribuie tuturor școlilor. Deci, niște sfaturi cum ați putea alege manuale digitale deschise, ele pot fi găsite și prin internet, altele. Există, nu am pus aici adresa, din România există manuale obișnuite care au fost în epoca de aur, adică până în anii 80, la adresa manualul.info. Acolo sunt scanate, ocup un volum foarte mare, dar găsit cărțile manuale care au fost atunci. Deci, atât, niște adrese unde sunt exemple de manuale digitale deschise, nu sunt sigur acum că sunt la 12, unde vedeți 12, înseamnă că sunt pentru preuniversitar, pentru că sunt din Statele Unite. Eu m-am uitat la foarte multe, am găsit foarte multe cărți pentru învățământul superior, la programare, la ce doriți, sunt cărți scrise de către, zicem așa, este un cuvânt, nu știu dacă e de română, corifiei. Așa, deci care ar fi provocările în instruirea, să zicem așa, a celor novici care vin și adoptă acest concept. Deci aici este o imagine foarte sugestivă. Este foarte greu de lucru, susțin ceea ce a zis domnul Corincioi, în două zile de ateliere, apropo, cuvânt atelier, în engleză zice workshop. Dar training nu e. Training înseamnă puțin, așa, ca un fel de curs. Deci, faci foarte puțin. Dar cel puțin deschizi ochii la lume ce ar însemna aceste lucruri și asta tot este un pas bun și înainte. Deci ar fi, într-un primul rând, câteva provocări care ar fi trebuit să fie tratate sau, să zicem, discutate în cadrul acestor ateliere. Cum putem noi să infuzăm aceste resurse deschise în curicula existentă? Cum putem găsi și selecta cele potrivite? Și iarăși am revenit la cuvântul calitate și usabilitate sau utilitatea acestor materiale, cum putem noi să le utilizăm. Cam asta ar fi. La cuvântul cost nu este imaginea mea, am luat-o și undeva, am zis că, iată, vedeți aici cum este un iceberg. Deci ceea ce găsim noi aici la căutarea și găsirea resurselor este partea de deasupra. Iar partea de aici, așa, care se cheamă costuri ascunse, despre care am vorbit, ce înseamnă aceste costuri ascunse. Asta înseamnă timp și efort, după ce ai găsit, să citești, să înțelegi, să vezi dacă e potrivit, să adaptezi, să promovezi, să pregătești lumea și așa mai departe, să accepti și colegul de alături
și așa mai departe. Deci aceștia sunt un șir de resurse care eu le-am pus. Asta a fost prima mea prezentare. Mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări... Vă rugăm să mă scăliți dacă sunt întrebări. Da, și am o foarte subțint, o să vorbesc despre prezentarea colegilor mei, care am 4 minute la dispoziție, da? Da, deci despre cursuri deschise. Deci acest proiect este finanțat din cadrul programului bilateral de colaborare dintre Moldova și România și în cadrul acestui proiect încercăm să elaborăm un curs de tip MOOC. MOOC, colegii au pus aici așa o imagine sugestivă. De MOOC. Sună urât în limba română dacă zici MOOC sau așa sau așa, are două sensuri diferite. De atâta am trebuit să zicem așa cum îi zicem în limba română, adică traducerea curs deschis online. Deci aici vedem ce ar însemna caracteristicile unui curs deschis online. Deci masiv, cuvântul masiv, deschis înseamnă că e deschis pentru toată lumea. La un curs poate să înscrie oricine, dar bineînțeles cu cei care zic că sunt end user, cel care stă acasă, bineînțeles că nu o să înscrie un curs de fizic, că nu o să înțeleagă ce e acolo. La unul așa mai ușureau, nu chiar toți la toate cursurile, chiar dacă nu sunt acolo prerechiziti ce trebuie să știi, totuși trebuie să știi ceva ca să te înscrii. Asta ar însemna deschis. E deschis pentru oricine, indiferent de nivelul de cunoștință pe care îl ai și oricine nu e făcând niciun fel de discriminare, ce studii ai, de unde ești și așa mai departe. E masiv, deci cursurile deschise au de obicei mii de studenți. Dar asta așa, ai aruncat conținutul și tu nu-i mai urmărești pe studenții ăștia ce fac. Și atunci trebuie să fii foarte responsabil, foarte conștient și studiezi de sine stătător ca să vezi ceva din acel curs. Deci nu are, poate să aibă, poate să nu aibă date de început și date de sfârșit. Unele oferă credite, altele nu oferă credite. Există acum tendința și discuția în acest domeniu. Universitățile vor să ofere studii de licență sau de masterat doar prin cursuri deschise și apare întrebarea că e deschisă și această întrebare și în Europa și în Statele Unite, dacă aceste cursuri sunt acceptate și recunoscute. Și asta, deci, utilizează sau nu conținut deschis, nu este numai decât să utilizeze conținut deschis. Poate să fie și alt conținut în cadrul acestor cursuri. Vedeți că stă semnul întrebări. Free of charge? Asta nu înseamnă că poate fi contra cost sau nu cost. Poate fi și contra, trebuie plătit. Dacă persoanele care sunt scriu sunt în stare, sunt descris sau au scris. Procentul celor care absolvesc un astfel de curs este foarte mic. Foarte mic, poate fi 7% se consideră bun din cele mii multe. De ce? Fiindcă mulți ca și mine să scriu doar cu intenția să vadă ce este în acel curs sau nu au timp sau nu știu, sau chiar nu pot să studieze acele materii. Deci aici era istorie. În anul 2012 a fost boom-ul cel mai mare de cursuri deschise. Deci cel mai mult sunt promovate în Statele Unite ale Americii, Europa e puțin mai în urmă în acest domeniu și iată, vedem acum a fost așa o decădere și acum vine, asta este grafic care indică dezvoltarea acestor cursuri. Acum sunt aici, cât sunt? Cam 700 și universități oferă astfel de cursuri. Numărul total de cursuri în prezent și după ultimele statistici din internet, 58 de milioane de participanți. Asta nu înseamnă că sunt absolvenți, doar participanți. Care sunt cei mai importanți furnizori? Am zis Coursera, Audacity și le vedeți care mai sunt Udemy și așa mai departe. Cu o săptămână urmă mi-a venit în poștă un chestionar la care zice chiar dacă nu te-ai înscris, dar nu știu ce relevanță o să aibă acel chestionar, trebuie să-i apreciez. Din auzite, ce știi despre ei, cum crezi, ce păreri, dar ce păreri pot să dau dacă eu n-am făcut curs la voi, cât de bine faceți cursurile. Numai la Coursera am făcut și la Udacity am deschis, așa?
Da, aici e tot același lucru, doar adresele de unde puteți să luați adresele furnizorilor și aici sunt siglele lor. Proiecte europene sunt, există un șir de proiecte europene care promovează acest tip de cursuri. Unul din ele este Open Up Edu și acolo sunt foarte multe resurse deschise la această adresă. Una din adrese în care găsiți resurse deschise libere este adresa de la Creative Commons, dacă ați deschis-o. Deci metode de lucru specifice MOOC, v-am mai spus despre lucrurile astea, Coursera a adoptat toate cursurile, chiar dacă provin de la diferite universități, pentru că Coursera este o platformă. Iar diferite universități din toată lumea, din Marea Britanie, Australia, Canada, Statele Unite, plasează pe Coursera cursuri din diferite domenii, acolo sunt categorii, dar aceeași metodologie respectă. Adică au text, au clipuri video în care vorbesc maximum 20 de minute, dar și mai puțin. La o temă poate fi și 10 clipuri video scurte, de atât dacă se consideră să mențină atenția celui care îl vizionează. Deci au activități individuale și în grup, dar în grup fără intervenția profesorilor sau autorilor sau tutorilor de acolo. Au învățare socială folosind forumuri și alte diverse rețele. Deci monitorizarea progresului sunt așa un fel de badge-uri care registrează. Ai deschis, dar eu pot să deschis, mă uit în timpul ăsta la un film și să-mi registrez că am fost 10 minute și am vizionat ăsta. Nu dă foarte multe lucruri. Așa. Ce obțin participanții? Deci învățare de sine stătătoare, mai bine zis. Dacă ești conștient, înveți ceva de acolo. Dacă nu, așa, numai de formă ai răsfăit cursul. Da, eliminarea barierelor geografice e foarte interesantă, fiindcă v-am zis că m-am înscris la cursul de programare, nu era programare, printre altele era greșit la dumneavoastră, limbaj de program, HTML nu e limbaj de programare, avea cineva o resursă deschis. Și nu e limbaj de programare, HTML. Și termin. Deci ce am zis, eliminarea barierelor geografice, fiindcă vine lume din diferite experiențe. Și dacă celălalt, de fapt, celălalt e foarte conștient, poate să ai o experiență foarte bună de colaborare în grup. Așa, deci despre Coursera deja am vorbit. Deci, ultimul lucru pe care o să-l spun, Universitatea Timbeste din Timișoara oferă un astfel de curs, pot înscrie oricine, cursul despre resurse educaționale deschise. În viitor apropiat, este lansat pe site-ul lor, dar nu l-am pus aici, poate să înregistreze oricine la acest curs. Ei vor veni aici în 2 săptămâni și vom discuta mai mult despre acest curs și putem să vă difuzăm link-ul dacă doriți să vă înregistrați la acel curs despre resurse digitale deschise. Mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, poftim, dacă nu, putem vorbi în pauză. Dacă are cineva întrebări, vreau să mulțumesc foarte mult, doamne Dumbrăveanu, pentru această prezentare și incursiune în ansamblu de provocări. Eu sper să nu ne taie aripile aceste provocări, dimpotrivă să ne facă să vrem cu toți din adinsul să facem lucrurile corect. Recunosc și noi învățăm și v-aș fi recunoscătoare dacă am reușit în continuare să cooperăm și să îmbunătățim totul, pentru că noi suntem o platformă deschisă care suntem interesați să promovăm inovațiile, dar în același timp să asigurăm și partea de calitate. Și cu momentul ce ține de critică, este un moment foarte sensibil. Trebuie să-l cunoaștem că nu întotdeauna pentru cadrele didactice, având statutul pe care îl au să primească critică. Și de aceea noi cu foarte multă atenție și foarte delicat, iarăși ca să nu tăiem aripile, facem acest lucru, pentru că ținem la calitate, dar în același timp vrem să încurajăm toată lumea să încerce, chiar dacă se greșește, e omenește să greșești, împreună corectăm aceste greșeli, îmbunătățim pe parcurs așa lucrurile ca să avansăm indiferent de provocări. Vă mulțumim mult, doamna Dumbrăveanu, și tot parcursul prezentării noastre, să avem un moment de bucurie și zic,
De la ce bucurie asta, nu înțeleg, vorbim și provocări și am înțeles, e vorba de formarea inițială a cadrelor didactice. Da. Tare mă bucur că cei de la Universitatea Creangă au parte de asemenea cadre didactice și sper să colaborăm în continuare. Colega mea mi-a transmis că înainte de încă un musafir din România, să oferim cuvântul cu tot Claudia, dacă e posibil, să oferim cuvântul colegului Cristina, te rog, mă ajuți. Da, domnului. Da. 5 minute, da? Dar eu cred că reușim. Ați văzut că prima parte noi ne-am tăduit așa cu piciurile să mergem mai repede, așa încât să reușim cu partea de prezentare. Da, vă rugăm. Pentru că foarte puțin timp am să trec pe partea de critică, care vreau să-i fac doamnei Roza, am să fac în privat, am ce să vă spun. Numele meu este Cosmin Herman, sunt din România, din Arad, din partea cealaltă de țară. El reprezint comunitatea Moodle din România și comunitatea Moodle din Moldova. Vreau să vă prezint foarte repede un proiect pe care noi l-am dezvoltat pentru zona educațională, ca să sprijinim. Se numește simplu rețeaua edu.ro. Este o rețea în care oferim acces, spațiu, o platformă de e-learning în fiecare școli din România. La acest moment avem peste 700 de școli din România. Chiar ieri am fost la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, fii corect. Am vorbit câteva lucruri acolo, ne-au arătat și ei ce activități fac ei, dar lucrurile sunt foarte incipiente și în România. Nu știu dacă avem aici sunet, intrează. Hai să vedem, pentru că ceea ce vreau să vă spun, eu, colega mea sau noi, am realizat un filmuleț care vă spune mult mai clar ceea ce înseamnă rețeaua edu.ro. Așadar, obiectivele noastre este să oferim școlilor un instrument, un spațiu unde să își dezvolte conținutul și să publice acel conținut și să învețe cum să folosească acest instrument. Bun. Eu sunt în Moldova pentru că organizam conferința internațională Moodle Mut Moldova 2017, găzduită de către Universitatea de Stat Ion Creangă. Cu dumneavoastră, știu că mai de mult am încercat o colaborare. Vreau să ținem aproape pentru că pe zona asta, și în România, și în Moldova, putem să facem foarte, foarte multe lucruri interesante. Vă spun sincer, nu vă bazați pe... mai este cineva de la minister aici? Nu vă bazați pe minister, nici noi. Am fost la minister, am spus, domnule, facem lucruri fantastice, dar nu avem bani să vă sprijinim. Dar nu este nicio problemă. Putem să mergem în paralel cu ceea ce faceți voi. Noi suntem cu 10 ani înainte. Ei se stau în spate și investesc milioane de euro în proiecte, sincer, care nu au rezultatele pe care ni ne-am dorit noi din mediul educațional. Așadar, ceea ce faceți voi, sunt sigur că Ministerul nu vă ajută, nu uitați, aveți 1 milion de euro, de rămas ce aveți aici, cumpărați încă 100.000 de cărți și începeți. Probabil totul este din munca noastră. Gata. Am să vă las puțin să auziți ce înseamnă împreună, în rețeaua edu.ro, susținem un învățământ românesc de calitate. Rețeaua edu.ro este comunitatea de learning a învățământului preuniversitar din România. Din rețeaua edu.ro fac parte școli și CCD-uri din întreaga țară. Rețeaua edu este compusă din portalul rețeaua edu.ro, unde au acces toți cei care își creează conturi în rețea, instanțele private, care sunt platformele de e-learning ale școlilor din rețea, instanțele CCD-urilor, care sunt platformele CCD-urilor din rețea, și instanțele publice, care includ platforme de concursuri, evaluare, jocuri educaționale și altele, la care au acces toți cei înscriși în rețeaua edu. După autentificare, din contul personal ai acces la toate acestea, cu mențiunea că la instanțele private vei avea doar platforma de e-learning a școlii de care aparții. Ai un singur cont cu care te autentifici în portalul rețeaua edu.ro,
dar ai acces la multiple platforme de e-learning din întreaga rețea. În rețeaua EDU ai tot ceea ce ai nevoie de la un sistem digital complementar procesului educațional. Platformă e-learning, catalog online, comunitate de practică, acces la concursuri naționale, WIRIS, clasă virtuală, statistici și rapoarte complexe. Rețeaua edu.ro îți pune la dispoziție instrumente de e-learning de ultimă generație pentru a te ajuta să ai o experiență de învățare plăcută, antrenantă și ușoară. Te așteptăm în rețeaua EDU pentru ca împreună să creăm un învățământ românesc de calitate. Bun, ați auzit ceea ce facem noi. Invităm școlile din Republica Moldova să se înscrie în rețeaua noastră, le oferim spațiu și chiar vrem să ajungem să colaborăm între școlile noastre și școlile voastre. Eu am venit aici cu trei doamne distinse, din, să spunem, sunt cele mai active din rețeaua noastră, iar acum le-am răspătit cu o excursie în Moldova, de fapt lucrează foarte mult aici. Vă mulțumesc foarte mult, sper că nu am depășit cele 5 minute. Chiar nu am depășit. Gata. Chiar dacă i-ați fi depășit, nu era o problemă. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim mult și, într-adevăr, o să ținem legătura. Eu vă las, am să las aici cărți de visă, cine vrea să mă contacteze. Neapărat. Da, vă rog. Noi putem să ne înregistrăm sau doar școală? Se poate înregistra? Și profesori individuali puteți să vă înregistrați în rețea, chiar dacă școala noastră nu este afiliată rețelei noastre. Vă mulțumesc tare mult. Să știți că noi suntem norocoși pentru că avem partenerii din România, avem țara mama alături, trebuie să recunoaștem. Am fost la mai multe evenimente în cadrul cărora m-am întâlnit cu colegii din Europa de Sud-Est, din fosta Iugoslavie și ziceau oh, ce bine vouă, sunt colegii din România care au atâtea și de la care puteți învăța atâtea lucruri. Ne bucurăm foarte mult și sperăm într-adevăr să colaborăm pe toate dimensiunile. Așa cum ziceam, învățăm și noi așa de mers și încercăm să avansăm. Sunteți, așa cum ziceam. Sunteți pe unele direcții, sunteți cu doi pași înainte noastră, vă spun sincer. Chiar asta a fost ceea ce am... Mulțumim mult! Și în continuare, în același context, cu mare plăcere, eu chiar masa, proiectorul și tot colegii noastre, doamnei Claudia Gabriela Iordache, de la Centrul pentru Inovare Publică din București și pe această cale îl salut și pe colegul nostru, pe Ovidiu Boicu, care de fapt a fost așa, ne-a provocat să aducem pe agenda resursele educaționale deschise noi în calitate de reprezentanțe sectorului asociat. Mulțumesc, bun găsit tuturor! Eu sunt Claudia Iordache, sunt trainer, mă ocup de comunicare și advocacy pentru guvernare deschisă la Centrul pentru Inovare Publică, port mai multe pălării în cadrul acestei organizații. O să vă spun foarte pe scurt câteva cuvinte despre activitatea organizației noastre. Obișnuiam să ne numim Fundația pentru Societate Deschisă, cu care probabil sunteți mai familiarizați ca lumea, numai că la un moment dat, în 2012, Fundația pentru Societate Deschisă din România s-a închis. Departamentul de Politici Publice al Fundației pentru Societate Deschisă s-a transformat în Centrul pentru Inovare Publică, o organizație nouă, care nu face decât să continue misiunea Fundației pentru o societate deschisă din România. Promovăm în continuare drepturile omului, buna guvernare, guvernarea deschisă. Activitatea noastră este mai degrabă una de advocacy, de watchdog. Recomandăm politici publice instituțiilor publice, mai ales la nivel central, dar și la nivel local. Iar educația deschisă este un portofoliu foarte drag nouă. L-am luat la început când am plecat de la fundație și acum am ajuns să avansăm, să facem destul de mulți pași, zicem noi, înainte în domeniul resurselor educaționale deschise în România. Dacă până acum, de la colegii care au vorbit înaintea mea, am aflat foarte multe detalii despre resursele educaționale deschise, despre cum funcționează ele în practică, despre cum le producem, despre cum ar trebui să fie, provocarea mea este să facem de la un zoom-in, un zoom-out, dar fiindcă venim cu o organizație de advocacy și să ne uităm un pic în România la sistemul
în care s-au dezvoltat resursele educaționale deschise și cum au ajuns ele să treacă de la idee la practică. O să vorbesc la început puțin despre documentele strategice în care s-au rădăcinat resursele educaționale deschise, după care o să vorbesc despre ce resurse avem în prezent sau cum ar urma ele să se dezvolte. Trebuie să spun că abordarea noastră a fost cumva invers față de cea din Republica Moldova, adică n-am început de la a crea comunități de profesori care să dezvolte resurse, ci noi, ca organizație și mai ales ca lideri sau parteneri în Coaliția pentru Resurse Educaționale Deschise, ne-am gândit cum să facem să avem un impact cât mai mare și cum să facem să convingem instituțiile statului să devină ele însele mai deschise și instituțional să producă resurse educaționale deschise. Așa că ne-am concentrat mai mult asupra unor documente de politici publice care să producă niște efecte cu un impact mai mare. În ce documente am înfiripat resursele astea educaționale deschise în România? Le avem în Legea Educației Naționale, într-o formă sau alta, am putea face referire la ele. Le avem în Strategia Națională pentru Agenda Digitală 2014-2020, în Planul Național de Acțiune pentru o Guvernare Deschisă, pe care îl aveți și dumneavoastră în Republica Moldova, și mai nou, în Legea Manualului, despre care o să vă vorbesc un pic mai mult, o lege foarte bun conversată acum în România, care e pe care se produc o revoluție, dar scârție, trebuie să fim cu ochii pe Legea Manualului să ne asigurăm că rămâne în paradigma educației deschise. Și o să le iau un pic pe rând ca să înțelegeți cum am ajuns să avem educație deschisă. În Legea Educației Naționale în 2011 se făcea referire la înființarea unei biblioteci școlare virtuale. Destul de în detaliu se spunea că această bibliotecă școlară virtuală ar trebui să conțină programe școlare, exemple de lecții pentru teme, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. O mențiune se făcea și referitor la drepturile de autor, cum că aceste resurse care vor fi depozitate în biblioteca școlară virtuală, deci atenție, o platformă națională, un repository la nivel național, materialele astea ar trebui să beneficieze de protecția drepturilor de autor din România. Ce spunea tot Legea Educației Naționale acum 6 ani? Că această înființare a bibliotecii școlare virtuale este responsabilitatea Ministerului Educației. Ministerul se va îngriji de crearea infrastructurii ei și, de asemenea, de popularizarea bibliotecii școlare virtuale cu resurse. Deci, responsabilizarea Ministerului Educației cu activitatea asta. Asta era în 2011. Ce-am făcut? Bun. Tot cam în 2011, să zicem, noi ca organizație atunci am aflat de resursele educaționale deschise. Am trimis scrisori la minister, i-am întrebat cum intenționează să lucreze, ce vor să facă. Evident că răspunsurile nu au venit aproape deloc și articolul ăsta din Legea Educației Naționale părea că niciodată nu se mai îndeplinească, că nu o să capete nicio consistență în realitate. După o lungă pauză de 4 ani, în 2015 am avut această strategie națională pentru agenda digitală, evident, forțați sau cu o directivă, să spunem așa, de la Comisia Europeană, a trebuit să, ca România să redacteze această strategie. Cu implicarea societății civile, pentru că noi suntem mereu foarte prezenți cu ochii larg deschiși la toate documentele pe care România ar trebui să le transpună și în legislație și în alte tipuri de documente, ne-am îngrijit să introducem, să recomandăm introducerea în strategia națională privind agenda digitală și niște referințe la resursele educaționale deschise. Și am spus că ar trebui ca România să furnizeze un cadru optim pentru utilizarea resurselor educaționale deschise, să se digitalizeze și să arhiveze conținutul digital. Practic, noi ce am făcut? Încercam să operaționalizăm ce era menționat în lege, să aducem cât mai aproape de realitate de un produs foarte, foarte concret. Strategia Națională pentru Agenda Digitală a rămas și ea la un moment dat undeva în orizont. Doar un instrument la care noi să putem face referire încercând să convingem Ministerul să facă ceva, dar n-a fost decât invocată, când și când. O altă ancoră de politici publice de advocacy foarte puternică pe care am avut-o și despre care îmi face plăcere să vorbesc, este Planul Național de Acțiune pentru Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă,
Parteneriatul ăsta e un parteneriat la nivel internațional care acoperă guvernarea deschisă, însemnând în trei cuvinte instituții publice mai transparente care implică cetățenii în procesul decizional, îmi cer scuze, instituții publice care sunt mai responsabile față de cetățenilor. E, la nivel internațional, noi ne-am inspirat din exemplul Statelor Unite, care s-au gândit să includă și resursele educaționale deschise și ideea de educație deschisă în aceste planuri naționale, astfel încât guvernele să devină mai responsabile și în domeniul educației prin intermediul planului acestuia național. Planul ăsta național este de 2 ani. În prezent suntem în intervalul 2016-2018, deci este bianual. Și tot cu atenția maximă a societății civile, am introdus în planul național OGP, cum îi spunem noi pe scurt, două angajamente foarte importante, care au continuat firul ăla de la legea educației, cât mai concret, cât mai concret, cât mai concret, unul referitor la date deschise și transparență în educație, pentru că viziunea noastră comprehensivă asupra educației deschise nu se limitează doar la resursele pe care le folosesc profesorii cu care ajung la cât mai mulți elevi și fac educația mai echitabilă, ci și la transparență. Degeaba am acces la o grămadă de resurse dacă nu cunosc absolut nimic despre sistemul de educație, nu cunosc absolut nimic despre bugetele instituțiilor de educație, nu știu nimic despre cum sunt numiți profesori în sistemul de directori în sistemul de educație și așa mai departe. N-au avansat foarte mult angajamentele astea două. Cert este că Ministerul Educației, pe partea de transparență, și-a asumat că o să sintetizeze toate platformele pe care le-a creat, pentru că în euforia fondurilor europene, Ministerul Educației a tot creat tot felul de platforme prin care a colectat diverse date de la școli, de la inspectoratele școlare. Platforme despre care noi n-am știut mare lucru și despre care nu știm nici acum foarte multe. Ideea e că ei centralizează toate platformele astea, le pun pe o pagină și direcționează date care nu sunt date cu caracter personal către platforma națională data.gov.ro, platforma de date deschise. Și cel de-al doilea angajament, biblioteca școlară virtuală, pe care, a cărei introducere în plan e datorăm lui Ovidiu, ca să îl invoc și eu. El a ținut foarte mult la platforma asta. Am sugerat și Ministerul și-a asumat să facă asta, să creeze această bibliotecă școlară virtuală pe care să o populeze cu resurse. Adică să avem un depozit național, asumat, instituțional, în care profesorii pun propriile materiale, în care instituțiile, Ministerul Educației direcționează manualele, ca altă bucată de resurse educaționale deschisă, și în care vor mai ajunge materiale educaționale rezultate din proiecte realizate din bani publici. Am pornit de la ideea că tot ce este finanțat din bani publici se concretizează într-un material educațional, ar trebui să fie gratuit, cu o licență deschisă și să fie direcționat către biblioteca școlară virtuală. Bun, și am ancorat educația deschisă și în planul ăsta, a început planul să se implementeze în 2016, suntem în 2017 și intrasem cumva într-un cont de umbră, iar nu mai știam ce se întâmplă. Viața noastră, organizația non-guvernamentală care stă cu ochii pe instituție să vadă, face, nu face, îi mai scrie, știi, trebuia să implementezi ceva, e foarte imprevizibilă și trebuie tot timpul să fim atenți. Și a venit cu anul 2017 cu această controversată lege a manualului. În toate pledoariile și întâlnirile pe care le-am avut cu Ministerul Educației din partea Coaliției pentru Resurse Educaționale Deschise, am încercat de fiecare dată să subliniem o problemă la care ne-am gândit că decidenții vor fi sensibili. Și anume, dacă statul român, nu știu exact care e situația în Moldova, dacă statul român cumpără manuale, de ce să rămână toți bani, plătește o editură să producă un manual pe care îl distribuie după aia prin școli, dar dacă statul vrea să îmbunătățească un manual, drepturile de autor vor rămâne la editura respectivă și statul ar trebui să plătească suplimentar ca să îmbunătățească, să schimbe sau să vină cu o versiune nouă a manualului. Și argumentul ăsta economic ne-am gândit noi că o să-i sensibilizeze cel mai tare și am tot bătut apa în piu pe el până în cele din urmă cel de-al
28-lea, poate, dacă nu greșesc, ministrul, nu, al 25-lea, cred, ministrul al educației este domnul Liviu Pop, în cei 27-28 de ani, nu știu, de post-comunism. Domnul Liviu Pop s-a arătat foarte interesat de spargerea acestui monopol al editurilor asupra manualelor și despre eficientizarea cheltuirii banilor publici, încât a inițiat acest proiect de lege, care în prezent este în etapa de finalizare a consultării publice și de trecere în Parlament pentru decizie. În nota de fundamentare spune Ministerul Educației că statul plătește prin manualele școlare, adică prin minister, dar nu are și drepturile de publicare, nefiind proprietarul manuscriselor sau al produselor informatice aferente, pentru că asta rămâne la edituri. Și a venit Ministerul Educației cu câteva propuneri, câteva articole, un proiect nu foarte lung ca dimensiune, dar destul de important din punct de vedere al conținutului. De ce a fost controversat proiectul? E cunoscut ca legea manualului, care de altfel e și numele, dar în spațiu public a fost foarte mult folosită sintagma manualul unic, pentru că există un articol în lege care spune că în unitățile de învățământ preuniversitar, doar manualele școlare aprobate de către Ministerul Educației se vor folosi. Ideea Ministerului a fost, dar nu foarte clar exprimată, să separe producerea conținutului manualului de editare, de producție și de distribuție, exact după modelul polonez. Adică să selecteze un transparent, un grup de profesori care să lucreze asupra conținutului de matematică clasa 6-a sau de limba română clasa a 3-a. Profesorii produc conținutul respectiv, sunt plătiți pentru asta, dau drepturile de autor instituției publice, Ministerului Educației, care după aia este liber să facă ce vrea cu conținutul, și a încheiat primul capitol, care de altfel este cel mai important într-un manual. Conținutul, calitatea conținutului despre care s-a tot vorbit și aici. După care să lanseze licitații separate pentru tipărire, pentru distribuția manualelor respective. Însă comunicarea nu a fost atât de transparentă și atât de clară și poate că nici intenția lor de altfel. Noi știu doar ce le-am sugerat. Și s-a strânit o întreagă nemulțumire a editorilor, cărora practic le cam luau pinea de la gură, pentru că la noi modelul este următorul. În momentul de față, statul lansează niște achiziții pentru manuale, editurile, avem mai multe variante ale unui manual, la matematică avem un manual și manuale alternative, plus marea industrie a manualelor auxiliare, care practic întrețin activitatea editurilor și pe care părinții Volens, Nolens și profesorii le recomandă să fie cumpărate. Și practic editurile de aici, din manualele astea auxiliare și au foarte mulți bani. Și s-au trezit în situația în care ei nu vor mai avea acces la sursa asta foarte generoasă de venit. Și într-adevăr, editurile au fost foarte nemulțumite. O pătură foarte consistentă, să spunem așa, a intelectualilor din țară s-a arătat foarte revoltată din cauza ideii de manual unic. Adică ce facem, ne întoarcem în comunism? La o singură variantă de informație, nu avem acces la mai multe variante, dar Ministerul Educației nu a zis fac un manual, dar fac o bibliotecă școlară care să cuprindă o diversitate de resurse din care profesorii să-și tragă informația sau sursele de inspirație. Dar, repet, nici nu știu dacă asta a fost intenția lor, da sau nu. După cum spuneam, manualele să fie, ce zice legea, să fie elaborate de grupuri de autori, selecția autorilor să se realizeze transparent și achiziționarea, și ministerul achiziționează conceptul de la grupul respectiv de autori. Nu ne-a explicat procesul ăsta de separare, distribuție, editare, producție. Aici este o gaură în lege. Legea apare așa, că a fost făcută pe genunchi, cu bune intenții, dar neclarificat tot procesul. Nu poți să dai o lege și să nu știi cine o să producă mai departe manualul. Da, s-au referit exclusiv la conținut. Dacă tot e legea manualului, manualul e un întreg proces. Nu e doar conținut și atât. După care, ce zice legea? Că manualele se prezintă în format letric, grupul de profesori se întâlnește, realizează conținutul și
oferă Ministerul Educației în format letric, în format PDF și în variantă digitală interactivă, urmând ca aceste manuale care sunt create să fie direcționate în biblioteca școlară virtuală. O problemă majoră, evident, pe care am identificat-o a fost cea legată de format. Dacă facem noile manuale de dragul educației deschise și dacă creăm o bibliotecă școlară virtuală ca să promovăm resursele educaționale deschise, de ce ne-am gândit să solicităm ca format PDF-ul care nu ar permite din nou îmbunătățirea și reutilizarea? Chiar dacă tu ai drept de autor Ministerul Educației asupra conținutului, dacă mi-l dai într-un format în care nu pot să-l modific, nu mi-a ajutat foarte mult să avansez, să îmbunătățesc, să cresc calitatea resursei respective. Dar ce aveți în vedere prin variantă digitală interactivă a unui manual PDF? Ce înseamnă? Ce înseamnă, întrebarea mea este, varianta digitală interactivă a unui manual? Manualul digital. Ce înseamnă interactiv? Eu știu ce înseamnă manualul digital. Ce înseamnă interactiv pentru dumneavoastră? Cum? Păi, ce înseamnă interactiv? Pentru mine interactiv înseamnă ceva foarte dinamic în care pot să dau pentru mine personal. Da, deci întrebarea mea era... Pentru Ministerul Educației, nu știu nici eu ce înseamnă interactiv, exact. Pentru că noi avem acum niște manuale digitale, dar care nu sunt deloc prietenoase. La modul că intrăm pe manuale.edu.ro, ni se deschide tot ca un PDF, într-adevăr, exact. E o interfață mai prietenoasă, dar dacă dau click pe un personaj dintr-o lecție sau pe ceva, nu se mișcă, nu se... deschide, nu mă duce către altă pagină. Se deschide, se deschide, vorbește personal. Ce înseamnă interactiv? Trebuie să înțeleagă ce înseamnă o variantă a unui manual digital interactiv. Iată, deci dumneavoastră sunteți profesor, nu? Și aveți întrebarea asta. Mă întreb oare profesorii noștri ce ar înțelege din asta? Nu este deloc clar, nu e deloc specificat. Dacă spun. Aș putea să-l lămuresc eu ce înțeleg eu tehnic, pentru că sunt persoana tehnică. Acel manual PDF este util pentru, dacă vreau totuși să listez, să-l am totul așa în geantă, merg la școală. Partea de conținut interactiv este să fie spart pe capitole mărunte, eventual pe care eu să le pot modifica sau îmbunătăți, păstrând mai departe sursa și drepturile de autor, dar eu, ca profesor, pot să-mi aduc un filmuleț sau o resursă pe care am găsit-o de la Tautia, o pun ca resursă în conținutul meu. Evident că ar trebui să fie dezvoltate după un anumit standard, care standardul cel mai interactiv este standardul SCORM, care înseamnă că pot să urmăresc ce a făcut studentul, pot să văd progresul lui, pot să văd unde a ajuns, pot să văd eventual notele pe care le-a obținut, pot să văd cât timp a stat pe o anumită resursă, da? Ceea ce în PDF este închis, dar manualul, ministerul nu știe, credeți, un habar n-are ce înseamnă asta, nu avem un standard. Următoarea întrebare, a fost partea tehnică, pentru ca să fie interactiv, trebuie să există o platformă, ar fi Moodle, de exemplu, așa, exact. Primitiv explicat. Corect. Acum, Ministerul Educației a ținut cont de acest lucru, că atunci când se face un manual, să ofere și o platformă care să permită crearea acestor activități interactive pe același manual. Există documente pe care s-a discutat sau s-a inclus în legea respectivă? Și atunci cum pot să scrii că manualul este disponibil în variante digitale interactive, dacă nu există partea tehnică care permite interactivitate? Deci ea nu este, da? Nu avem nicio explicație suplimentară. Nu mă iluzionez, dar cum orice lege are niște norme metodologice, poate, în cazul în care legea ar trece în varianta asta, normele metodologice ar operaționaliza și ar explica mai mult. Cum ar trebui să fie varianta asta digitală interactivă. Dar o altă problemă pe care o semnalez, tot așa, în întâmpinarea a ceea ce spuneați și dumneavoastră. Păi, profesorul de biologie, va ști el să conceapă... Iar rămâne această problemă nerezolvată. Pot să intervin la gradul de interactivitate. Vă rog. Deci, interactivitatea s-a revedere, partea lui Cosmin a fost numai cu urmărirea elevilor. Nu asta era principalul. În manualul digital, interactivitate înseamnă conținutul. Iar conținutul înseamnă, dacă elevul are explicarea
unei legi din fizică, atunci el să aibă să facă un click și să-i se deschidă unde se face o simulare despre cea lege. Nu numai decât video, pot fi făcute simulări. La biologie poate să deschidă să vadă cum să funcționează. Noi știm foarte bine ce înseamnă interactiv. Întrebarea mea este din punct de vedere tehnic. Cum asigură Ministerul platforma sau instrumentele tehnice care permite Poate fi o platformă unică, nu poate fi o editură care face lucrul ăsta. Dar manualul, dacă este unic, logic, dacă eu ca minister propun să fie legea manualului, manual unic, aprobat de minister, da, ce există ok, eu vin și cu o platformă care să facă același manual, același lucru. Din păcate, în momentul de față, nu avem acest. Eu nu pot să zic, găsiți-vă voi singuri platforme interactive. Dacă am un manual unic. Este asta, deci ăsta e exemplul, este o idee bună. Dacă o pun în lege, trebuie să mă gândesc la apa mai terminală. E o idee bună, care pare că se implementează strâmb. Noi am trimis recomandări foarte punctuale pe fiecare articol al legii manualului. Atâta timp cât proiectul a fost în dezbatere publică, nu avem un răspuns cum că s-ar fi acceptat o variantă sau alta. Nu ne rămâne decât să facem presiune în continuare, să recomandăm cum ar trebui să fie cât mai clar, astfel încât comunitățile de profesori care ar urma să producă conținutul ăsta, să poată realmente să producă ceva de calitate. Bun. Și dacă manualele vom pune în biblioteca școlară virtuală, ok, minunat, vom avea resurse în... Controversat subiectul, nu? Un pic, da, controversat, bucură-te că parte din interesul. Dar eu dau o precizare. Deci legea este în proces de discuție. Ea n-a fost aprobată. Ea este trimisă la Parlament. Da, și comunitățile educaționale din România sunt foarte multe dezbateri la acest capitol. Eu vă propun, noi în 3-4 minute ieșim la pauză cafea și atunci mai discutăm. Și trec imediat, că acum trec la practică. Doar voiam să spun că cea mai ratat să spună proiectul ăsta de lege este că biblioteca școlară virtuală în care voi direcționa manualele ar trebui să aibă o licență. Da? E un depozit și trebuie să știu. Am înțeles. Ministerul a cumpărat dreptul de autor de la profesori. Și îl depozitează conținutul în depozitul respectiv. Dar eu pur și simplu, oricine aș fi, ce drept am asupra conținutului respectiv? Ce pot să fac cu el? Eu profesor, eu părinte, eu elev, eu oricine aș fi, eu un cetățean, pur și simplu. Deci, din nou, legea nu face referire, o altă scăpare legată de licențiere. Ei, acum, după ce, dacă vă amintiți de Copăcelul de la început, de aici, v-am zis că noi cu asta, cu aceste documente ne-am ancorat ca politică publică, resursele educaționale deschise. Și pornind de la această bază, să vedem cum au instituțiile statului de gând să dezvolte resursele educaționale deschise. După atâta chiu și vai, din 2011 până în 2017, tot legi, strategii, planuri naționale, nu știu ce, nimic n-a părut să fie suficient de coercitiv și de impunător pentru Ministerul Educației să se simtă super determinat să facă realmente ceva. În schimb, au venit minunatele fonduri europene, iar Ministerul Educației, din fericire, și foarte bine face că pentru asta sunt fondurile europene, a scris un proiect, proiectul, cred, foarte optimist, foarte pozitiv, curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Deci vrea, practic, ca toate planurile și strategiile să producă acum resurse educaționale deschise și să asigure finanțarea activității acesteia din fonduri europene. Minunat! Nu știm foarte multe despre proiectul, cred, am vorbit și cu Cosmin mai înainte să verific, adică la Arad s-a auzit ceva mai mult decât la București, că e o totală necunoscut acest proiect. Sunt câteva comunicate de presă despre indicatorii pe care urmează să-i atingă proiectul. Ideea e că o să se desfășoare de aici până în 2021, că sunt 3 inspectorate școlare și 8 case ale corpului didactic implicate și că sunt 42 de milioane de euro. Lei sau euro? Euro. Euro. Moldovenești? Euro. Vă dați seama ce bani... E o sumă uriașă prin care Ministerul Educației vrea, în primul și în primul rând, din câte am înțeles, să formeze 55.000 de profesori. O idee foarte bună, de altfel, investiția în formare. Și și-a asumat că va produce 7.200 de resurse educaționale deschise.
pe parcursul acestui proiect. N-am putut decât să ne bucurăm când am văzut acești indicatori, dar cum pe noi, în general, nu ne interesează cantitatea, ci calitatea, avem niște curiozități legate de care sunt modulele din pachetul de formare, cum vor interacționa ele cu resursele educaționale deschise. Ce vor primi profesorii? Vor afla despre cum se licențiază, un singur minut și am încheiat. Vor afla despre cum se licențiază conținutul pe care îl produc, despre cum să-l producă, în ce platforme să-l depoziteze. Sunt foarte, foarte, foarte multe întrebări. Ce este însă bine este că resursele, profesorii ăștia care vor fi formați, sunt responsabili să producă resurse educaționale care vor fi depozitate la nivelul unor biblioteci școlare județene, care vor fi găsuite pe site-urile inspectoratelor școlare județene. Deci, practic, am dislocat depozitele de la nivel național, le-am împărțit în țară și toate resursele alea din țară se vor duce la un moment dat într-o platformă a Ministerului Educației la nivel național. Deci, vestea e că în România avem manuale care ar putea să fie deschise, dar nu suntem încă siguri de asta, că vom avea resurse educaționale produse printr-un plan instituțional. Dar nu știm cum se vor produce resursele astea educaționale, nu știm ce vor înțelege profesorii din tot procesul ăsta, pe toată durata programului de formare, și că, în sfârșit, și pentru prima dată, vom avea și noi niște depozite de resurse educaționale deschise la nivel instituțional. Așa, despre necunoscute v-am spus, vă mai povestesc eu în pauză, dacă e despre ce mai facem. Cam atât. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, sunt aici până la sfârșitul evenimentului. Da, da. Mulțumim! Da. Mulțumim tare mult, continuăm și după pauza cafea. Iar după ce se vor face publice rezultatele concursului, pentru că aici sunt publicați învingători și de aceea nu este cugetuțile dumneavoastră. Avem o pagină aparte dedicată științe a Moldovei, cărui mulțumim enorm, de noi este un pionier. Și de la tribuna Academiei promovează acest concept de resurse educaționale deschise și ne oferă multe, multe avantaje nouă. Avem acel policy brief despre care am vorbit și la prima noastră conferință. Am trecut în revistă, colega din România ne-a prezentat documentele din România care sunt, avantajează sau sunt, deci, sau creează anumite probleme redurilor. Noi le avem aici pe cele din Republica Moldova. Și în carte este, a fost publicat și în revistă acest material, noi l-am adaptat și l-am scurtat pentru broșura respectivă. De asemenea, avem un material interesant legat după noi, legat de perspectivele internaționale. Cu cei de la cursul noi am trecut, ne-am plimbat pe continente și am văzut că nu există bariere pentru red. Chiar dacă America Latină le creează mai mult în limba spaniolă, oricum, deci redurile astăzi sunt familiare și în Africa, și în Asia. Avem coloși mari care promovează, depinde și de fondurile pe care le au. Avem două pagini dedicate tipurilor de resurse digitale. Am explicat care sunt deci rigorile legislative, ce înseamnă drept de autor, ce schimbări intervin odată cu expansiunea internetului și care sunt totuși, nu sunt sfidate drepturile de autor nici de cum, ci ai o deschidere cu mult mai mare către un public mai larg. Licențele libere, acel CC care este pe gențile noastre. Ăsta e semnul. Dumneavoastră când trimiteți la prodidactica și vreți să îl publicați, poftim? Ăsta e copyright. Copyright-ul. Vă erați de copyright-ul, dar CC-ul este alături, da. Copyright și CC tot e copyright-ul. Ce în două circulețe. Deci este alături aici. Care sunt, deci pe voastră trebuie să dați consimțământul că da, vreau să mi se pună licența liberă și Creative Commons să circule și să utilizeze și alții colegi. Am dat aici un algoritm, mai multe sfaturi pentru cei care vor să creeze și să producă resurse educaționale deschise. Nu ne limităm
suntem doar sfim consumatori. Am spus lucrul acesta. Noi, la trainingul cei care am beneficiat, întotdeauna am zis că să trecem de la consumatori la producători. Avantajele resurselor educaționale deschise le avem iarăși trecute în revistă ca cu statut de sinteză. Și să trec repede peste pagina acela cu cei cu concursurile. Sunt aici dați învingătorii la primul concurs și învingătorii la al doilea concurs, urmat de o pagină de biografie. Cam acesta este conținutul la care am muncit noi. Deci, dumneavoastră o să beneficiați de această broșură și în format, deci, așa, pe hârtie, fiindcă sunteți participanții la conferința noastră. Vrem să ajung la direcțiile de învățământ în școlile dumneavoastră și cu prima ocazie, când o să aveți la nivel de raion sau la nivel de școală o activitate, vă rugăm să cereți măcar 10 minute ca să împărtășiți despre acest concept colegilor din raioanele sau din instituții din care dumneavoastră faceți parte, cu atât mai mult o să aibă acest drept învingătorii la concurs, că avem un drept așa moral, să zic eu, să spunem despre aceasta și lumea întregi, fiindcă o lumânare nu pierde nimic dacă aprinde multe altele. Eu dimineața am fost la o conferință organizată de Ambasada Poloniei și de Institutul Polonez pentru Cultură și am beneficiat de două proiecte în Polonia, Educație pentru Democrație și Erasmus. Și n-am putut să refuz că am fost beneficiarul acestor programe și a trebuit să-mi pregătesc o comunicare și să discut cu reprezentantul cultural, atașatul cultural al Poloniei, ca să, mă rog, cumva să justific acea investiție care s-a făcut în dezvoltarea mea, inclusiv prin proiectele în Polonia. Tot așa și dumneavoastră, unii sau mai mulți dintre dumneavoastră ați participat la ambele proiecte, s-a făcut o investiție, poate acum, de la o distanță mică de timp, încă nu o apreciați, dar în timp o să rămână o frumoasă aducere aminte că ați participat și ați fost printre pionierii RED-ului promovat de Centrul Educațional Prodidactica. Eu vă mulțumesc și vă urez lectură plăcută! Din păcate, nu avem acum aici niciun reprezentant al Ministerului. Nu, al Ministerului a fost. Da, da. De fapt, Natalia a fost și în echipa care a revizuit lucrările. Doamna Mușencu a venit, da? Da, 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 doamna Mușencu. Ziceam să vă rog să ne ziceți dumneavoastră ceva, pentru că noi, echipa de administrare a proiectului și experții, n-am participat nimeni în procesul de premiere, de revizuire, de avizare a lucrărilor și de respectiv de premiere. Și am să rog cu doamna Mușencu să ne zică. Da, mie îmi spune Angela Mușencu, sunt de la Direcția Învățământ Soroca. Vreau să vă spun că am fost membru a echipei care a jurizat lucrările dumneavoastră. De obicei, eu de fiecare dată refuz, fiu parte a unui juriu, fiindcă îmi dau seama că în orice evaluare este o doză de subiectivism. De data asta, n-am putut să refuz, fiindcă am un atașament special față de această organizație, față de acești oameni care lucrează. În plus, vreau să vă zic că la prima ediție am participat și eu și am văzut lucrările care au fost prezentate și acum chiar era intrigă, vroiam să văd cum au evoluat lucrurile între timp. Ce să vă zic? Să vă zic că nu regret deloc, fiindcă după ce am privit toate lucrările dumneavoastră, vreau să vă spun că convingerea mea s-a făcut, nu știu cum, o rocă, așa, beton. Are viitor sistemul educațional în Republica Moldova și vreau să vă aplaud. Vreau să vă aplaud de toți cei care ați lucrat. Vreau să zic că acest concurs a fost ca o fereastră așa mică, deschisă în instituțiile dumneavoastră de învățământ și am văzut cum se lucrează. Cum se lucrează la diferite latitudini, longitudini și am văzut că peste tot avem profesori inspirați, profesori care lucrează cu dedicație. Ne-au venit două idei, doamnelor organizatoare. Una, că ar fi bine
pe lângă cadrele didactice care sunt participante, să desemnați și directorii care au așa profesori cu câte o diplomă. Eu cred că asta o să fie foarte bine. M-am gândit chiar la directorul de la liceul de la Peresecina. Am văzut mai mulți participanți de la Peresecina. Și al doilea ține de crearea unei rețele de resurse educaționale la nivelul direcțiilor de învățământ. Deci noi, deja acum, suntem în elaborarea unui regulament și o să facem și noi o platformă la nivel de direcție învățământ pentru a publica resursele educaționale deschise care le elaborează. În felul acesta, cred că platformele vor fi mai multe, mai bune și în felul acesta vom asigura accesul tuturor cadrelor didactice. Eu vreau să vă spun, chiar zilele astea vorbeam cu niște cadre didactice tinere și îmi spuneau că le este cam dificil cu materiale și am făcut trimitere la adresa dumneavoastră. Pe urmă m-am întâlnit peste câteva zile, au zis, Doamne, e extraordinar, știți, acum chiar sunt în aripată. Deci eu încă o dată vă mulțumesc. Felicit încă o dată echipa prodidacticei cu un rezultat pe măsura eforturilor depus. Și sperăm și alte proiecte la fel de inspirate și alte proiecte cu un impact tot atât de major ca și acesta. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Așa că la un moment dat am spus să veniți cu dumneavoastră aici, domnul Boriciu, de fapt dumneavoastră, stimați colegi, chiar e o onoare pentru noi. Într-adevăr, întotdeauna este loc și de mai bine. Dar să știți că ne-a bucurat foarte mult faptul că ați participat, că ați avut curaj, că ați încercat și chiar ați făcut lucruri foarte frumoase și cel mai important, care pot fi utilizate, îmbogățite, schimbate, adaptate de toată comunitatea educațională din țară. Nu, așa cum am zis, proiectul s-a încheiat, dar noi activitatea în acest sens o continuăm. Deja am discutat și cu câțiva parteneri, și locali, și internaționali, și cu toată lumea, așa încât să îmbogățim acea mapă pe care o avem noi cu produse educaționale. Ne gândeam acum, să începem de la mențiuni, să vă contem până la urmă, am decis că începem cu mențiunile. Deci, dar să știți, vreau să vă asigur că toată lumea a prezentat produse bune, dar totuși am avut niște criterii și criteriile astea au determinat într-un fel comisia sau consiliul care a evaluat lucrările să decidă într-un fel sau altul. Deci, absolut, da. Toți cei care mi-au spus, spuneați că și primul gândești la sfârșit. Așa, poate așa sunt unii așa simbolici pentru altul, mă rog, așa cum sunt. Da. Deci, prima mențiune pentru doamna Viorica Vulpe. Da. Pentru doamna Viorica Vulpe, face de 5 de dolari. 4 dolari, sunt impozitați și sunt ei. Dar o să semnați și o să vedeți tot de lucru. Deci, următoarea mențiune pentru doamna care numai ce a aterizat din Coreea, de sud, doamna Maia Viorica Vulpe de la Istorie și Educație Civică, doamna Maia Porbucă la Informatică. Așa. Eu am să citesc și dumneavoastră sută. Și eu vă fericit. Așa. Poate cu toți eu. Da, poate vin cu plin. Așa. Este următoare mențiune și 75 de dolari, diplomă și carte pentru doamna Olivovici Borbi, limba și literatura română. Digitală. Următoarea
este pentru doamna Svetlana Jitar, profesoară de educație muzicală. Vă lăsim voi în locul. Regiunea noastră transvestreană, la pe care ne dorim să o apropiem și mai mult, avem și un proiect special cu coduri de încredere. Dar știu că dumneavoastră sunteți persoana care aveți încredere în ceea ce se face aici. Și Republica Moldova. Noi suntem legați cu Karl Popper. Exact. Așa. Ne dezbate. Da, mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Și vă mulțumim și să mai participați. În continuare o să oferim următoarea mențiune doamnei Căslaru Aliona, a Gimnaziei Răciunbei Râșcani, matematică. În continuare, este oferă mențiune domnului Serghei Ștefan, Gimnaziu Unești Hâncești, limba și literatura română. Îi scriu mai ușor, așa că nu discriminăm, dar... Da, am văzut și statistica. Da. Noi cu domnul Sergiu am avut și o corespondență foarte intensă. Da. Da. Cu el permanent, cu întrebări, chestii. Lucrul ăsta vorbește și mult. Faptul că ceea ce face nu e ceva formal, dar ceva foarte... personalizat. Vreau să aduc sincer mulțumiri pentru că am fost încadrat în acest frumos proiect, pentru deci, domnilor profesori care ne-au învățat, ne-au ghidat și ca drept convingere că am înțeles și am învățat ceva frumos. Nu e doar pagina web sau blogul profesorului de română, am început să lucrez la blogul sau, nu știu să zic, pagina web, tot în WordPress, a Catedrei Regionale de Limbă și Comunicare a Direcției Învățământ Hâncești, la care se lucrează la moment. Și mulțumesc domnul Părinților, ne-am întâlnit prin și sfaturi, mă apropie de mine, ca să mai fac acolo ce poate de făcut niște mici modificări. Am încercat deci, să mai creez ceva interesant. Un vis a doamnei Valentina Tonu, șefa Direcției Învățământ, a zis, uite, ați creat blogul dumneavoastră ca profesor, de ce să nu avem să se încadreze ceilalți profesori? Zic, haideți să încercăm, pe cât posibil. Da. Asta este un alt pas care am încercat să-l fac, că lângă alte chestii de la șanse care... Da. Mulțumim mult! Doamna Bondrea Raisa, Liceul Sovietic Alexandru Cerbun, Pendier, este invitată pentru următoarea mențiune. Deci suntem mulți cu strânsul mulți, da. Așa. Și ultima mențiune, dar nu în ultimul rând, pentru Grama Stelu al CEU de Creativitate și Identică, Prometeu Prima. Care a fost și n-a participat, dar de numele copilului meu. Asta ziceam eu. Profesoară de engleză. Este foarte frică să participe la astfel de concursuri. A copilului meu care vă laudă și vă admiră. Mulțumim frumos. Domnul Gorișor, lasă și nimeni vă rog. Mâna strângită. Și acum trecem la locuri. Avem locul 3, locul 2 și locul 1. Avem mai mulți premianți la toate trei locuri și, sigur, și premiile sunt mai consistente așa. Deci, pentru locul 3, fiecare premiant deci va primi $300, iarăși, și acolo unde s-au participat două, în cazul în care sunt două persoane, se împarte, da. Deci, locul 3, locul 3, pentru doamna Ghețu Rodica, Liceu Grigore Bieru, Educație Ecologică. Deci, avem și Nordul activ, toată Republica este reprezentată. Mulțumesc frumos! Următorii premianți, două persoane care au același premiu, Guțu Igor și Guțu Ludmila, Liceul Teoretic Ion Creangă, copii și de sub două.
colaborare. Și mai ușor să sunteți în echipă. Dar cum ați să faci? Dar trebuie să o sorțiți. Da, nu ce îți da. Dar cum ați să faci să faci? Nu-ți seama să nu vă ceapați. Și ultimul loc 3. Pentru doamnele grădinare Oxana, voluntari Olesia, Filip, Elena, informatică, școala profesională numărul 4, Bălți, felicitări și mulțumesc! Da, vă așteptăm și facem propunere. Să vadă și ceilalți din învățământul profesional termin câte astea. A fost pentru învățământ preuniversitar și școala profesională și disciplinii de cultură generală sunt comune. Nici să facem poză. Poză. Eu început cu două părinte. Da, da. Trecem la premianți cu locul 2. Conac Corina și Leucă Liliana, Liceul Teoretic Vasile Coloban, Chimia și Biologia, vă invităm, premiul 350 de dolari. Colega? Corina. Colega 1? Colega 2? De ce zic colega? Că, și de chimie și biologie, ambii sunt colegi. Eu sunt prezentă. E director. Da, deci ești un salat! Nu știu foarte direct! De asemenea, locul 2 se oferă doamnei Bodoroja Rita, Școala Internațională Chiri 13. Nu numai. Asta e școală care ne diminește. Așa. Și trecem încetișor spre locul 1. Locul 1 îi se oferă, de fapt îi se oferă, doamnelor, Munca Artenev Daniela și Morozană Olga, premiul bănesc de 400 de dolari și certificat la tot pachetul care a fost. Noi n-am participat la evaluare, dar știm că faci scăpă și bașul să ne mai spuneți acuși. Da. Mulțumim. Mulțumim. Așa, s-a reușit. Și de asemenea, locul întâi pentru domnul Julia Gheorghe, primul bănet de 400 de dolari. Vă felicităm foarte mult. Vă mulțumim la felicitări, stimați premianți. Noi, de obicei, știți că la concursurile noastre oferim, de obicei, cărți sau mini-granturi pentru instituție. De data asta ne-am gândit că ar fi bine să efortul dumneavoastră pe care l-ați făcut și curajul dumneavoastră să fie premiat și individual, da, și cu un premiu bănesc. Sperăm foarte mult să participați și la alte concursuri similare, să continuați să elaborați materiale și să le diseminați. Asta este important și asta spunem întotdeauna. Noi suntem foarte bogați în materiale didactice, fiecare cadru didactic. Dar de foarte multe ele stau undeva și le țin numai pentru mine. Ideea resurselor educaționale deschise, care noi ne-a plăcut foarte mult și pe care o promovăm, este să diseminăm și să contribuim la îmbunătățirea, la crearea materialelor didactice.
Mulțumim tuturor participanților și celor care nu sunt prezenți aici, dar au participat din ceilalți 20 care au mai rămas. Și succes dumneavoastră! Continuare și produceți! Mulțumim și organizatorilor că au avut grijă fiecare dată să ne simțim bine. În continuare, e partea cea mai... non formală. Da. În care cei care ați fost premiați puteți să prezentați ce ați reușit să faceți, putem discuta, adică într-o formă așa liberă, poate niște reflecții pe final. În afară de mulțumiri, gata, mulțumirile, unii ați fost ajutat mai mult, alții mai puțin, mă rog, asta e situația, acceptăm. Dar ne vrem ceva constructiv și chiar să mai învățăm ceva, că s-a creat și aici o comunitate da, de învățare. Da, chiar inițial de start, e un spațiu deschis, un spațiu non-formal unde fiecare își poate spune punctul de vedere. Da, avem aici internet, cine vrea să spună... Dintre premianți. Dintre premianți, dar vrem să ascultăm premiul întâi, totuși cu ce ați venit la concurs. Haideți să... de acum începem invers, știți? Noblesse oblige. Eu doar am spus ca să spargem gheața, dar după aceea o să aveți tot dreptul. Eu doar m-am uitat la domnul Fulea zic să... Care experiența de anul trecut la concurs? Da, domnul Fulea a participat și în prima fază. Atunci obținând locul 2. Acest de anul trecut... Sunteți de la Căușeni, vă prezentați un film. Noi, cei care vă cunoaștem de anul trecut, dar aici vă tați care nu vă cunosc. La concurs am participat. La concurs am participat cu următoarele materiale didactice pe care le folosesc la lecțiile de biologie. Merge vorba de clasa 7, modulul 6, Universitatea Italiei. Au fost... Și fără 5, poate. Da, da, să ne așa. Aceea fără da, fără... E mai rog asta. Prezentările în cadrul lecției de biologie, aplic prezentările, toate prezentările sunt
interactive. Prezentări prezi. Prezentări smart notebook, unde propun elevilor să, ca exemplu în cazul dat, să plăseze termenii respectiv organelor. Prezentări Plugin Point, unde fiecare elev primește o telecomandă și alege răspunsul corect și pe diagramă pot vedea câți elevi din clasă, dar chiar și care din elevi au apăsat sau a ales răspunsul corect. Este asemenea sunt folosit în cadrul lecțiilor de biologie și la urmă elevii sunt evaluați și în fine își cunosc nota și de asemenea pot privi la urmă dacă au comis ceva greșeli. Manualul digital este pe platforma PDF și am lăsat toate, l-am produs interactiv, putem alege tema care dorim, a fost plasat care la filme și în afară de asta, da, m-am condus după manualul, dar a fost plasat și ceva materiale rău. Aproximativ 4 ani în urmă am creat CT-ul. Sunt materiale, texte online, lucrări practice, planșe, flash animații, noutăți în biologie. Materiale care se referă pentru elevi sunt plasate în rubrica materiale. De asemenea, ei acasă, pentru la temele acasă. De asemenea, ei pot trece evalua cunoștințele la teste online. Este ieșire direct la YouTube și YouTube, de asemenea lecția el și laboratorul virtual. Pagina pe YouTube a fost grupată în cadrul lecțiilor care va fi lecții pe vis. Și în afară de asta, dacă nu am dobit chiar toate filmurețele să le privim, atunci ele sunt plasate pe, în rubrica, de exemplu, clasa a 7-a, 8-a, și ei acasă pot să fie să vizioneze încă o dată sau să ceva nou. Pagina pe YouTube de asemenea și pagina Didactic.ro și tot. Lucrați singur la ele sau vă ajută cineva care... Singur. Eu apelez la studenți, le văd la multe foarte sigur. De foarte bun, mai zic, n-am părțit premiul cu nimic. Doar cu soția. Păi, dar nu chiar sigur. Thank you.
acest premiu, pentru că nu mi-am gândit că are lucrări. Am trebuit să fiu mai multe. Și de aceea să vorbim pe scurt despre mai multe lucrări. Eu vreau să mă prezint. Împreună cu Olga, noi suntem pionieri în e-learning din 2007-2008. Și eu și Olga am făcut studiile în Statele Unite. Și acolo am avut ocazia să învățăm cum utilizează ei instrumentele web. Spre marea noastră mirare, cadre didactice din Republica Moldova, și o să confirme toată lumea, sunt foarte creative, sunt foarte muncitoare, dacă se apucă de un proiect, îl fac foarte bine. Am avut profesori pe care noi i-am crescut la propriu, avem câteva istorie de succes cu un profesor de limba engleză care a mers prin școala de blogging și alte proiecte pe care noi le-am gestionat, a fost rugat să predea informatică în școală. Deci în Fălești, Dumnezeu îl cunoaște toată lumea. Pentru că profesorul de la informatică făcea doar Pascal, da? Și nu făcea web sau nu făcea tot ceea ce ține de a doua generație de web, nu făcea chiar același Explorer. Sau poate cunoștea Explorer, dar nu cunoștea mai mult. Și atunci profesorul de engleză, bănuiesc eu că face anumite activități ori împreună cu profesorul de informatică. Pentru noi asta este o istorie de succes, când luăm un cadru didactic care nu cunoaște practic nimic și peste o perioadă de timp, și asta a fost probabil în timp de un an, poate 2 ani de zile, a ajuns la astfel de performanțe și poate să învețe și pe alți colegi tot ce ține de instrumente web și utilizarea acestora acum în cadrul orelor pe care le predau. Vreau să zic că am rămas foarte impresionați atunci când am lansat, o să vorbesc despre primul proiect, pentru că de aici apar, o să facem referire și la celelalte. Când intrați pe Facebook, avem o comunitate de cadre didactice care învață împreună lucruri noi, interesante. Această comunitate se numește Platforme Educaționale Online. Vreau să ridicem mâna cine de aici este pe platformă. Eu. Așa. Așa sunt oamenii noștri, așa spune. Așa. Ce face Platforme Educaționale Online? Platforme Educaționale Online. Să-ți dat contul meu, zic. Adaug și o să... Adaug, să înțelegi că nu mai vreau. Deci, ei, nu ești 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 nu am deschis prezi, m-am blogat. Gata, sunteți membra. Am fost peste aceea, unii mine au păștat. Vedeți cu cei 10 de pe corabie. Bun, ok. Proiectul Platformei Educaționale Online are la moment 2062 de membri. Oficial am trecut și brutul, îmi pare rău că nu sunt colegi din România. Avem câteva profesori de... Așa, ok, mai avem pe cineva din România. Am zis că ați plecat. Profesor de matematică, a zis, uite, vreau, am niște proiecte, am niște platforme pe care eu le fac și vreau neapărat să lucrăm cu colegii din Moldova, dar nu găsim, nu ne răspund la mesaje, nu știu ce s-a întâmplat. Și acum au un proiect comun, au deja 15-20 de școli din Republica Moldova care lucrează pe campionimatematici.ro. Este o platformă, nu știu exact ce fac ei acolo, dar văd că interacționează. Deci avem membri și de peste Prut, din alte țări, de ce nu, sper eu că vor fi și mai multe cadre didactice din alte țări, din diaspore, care cunosc limba română. Ce facem noi aici? Asta s-a început ca un experiment, eram în concediu de îngrijire a copilului și m-am plictisit, mi era dor de lucru, zic, hai să fac o comunitate pe Facebook. Asta a fost anul trecut, în august, și iată, acum avem 2000 de membri. Deja avem două conferințe la activ, o să invităm, neapărat vă invităm și pe dumneavoastră și, bineînțeles, ProDidactica, de data asta în calitate de parteneri, invers, vă invităm pe dumneavoastră la noi în specie. În decembrie, împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, vom face conferința de totalizare a unui noi platforme educaționale online, unde invităm cadre didactice care au făcut niște lucrări interesante și îi lăsăm ei să voteze unii pentru alții, votează și elevii, votează și profesorii, dar până acum am votat lucrările elevilor, adică noi instruim profesorii merg la ore, da? Utilizează aceste instrumente web, elevii produc aceste lucrări, după care facem concursul lucrărilor elevilor, adică ei sunt beneficiarii indirecți, cum ar veni, deși pentru noi ei sunt beneficiarii cei mai importanți. Pentru că pentru asta ne chinuim noi și învățăm instrumente digitale ca să putem să le utilizăm la ore. Scopul este nu doar instruirea cadrului didactic. Mai simplu spus, am vorbit, s-a pomenit despre digital divide, noi explicăm mai simplu. Toți cei născuți până în 95-96 sunt, noi spunem, dinozauri digitali, suntem cu toții.
Termenul științific corect este imigrant digital, adică noi trebuie să învățăm, da, aceste instrumente web. Toți cei născuți de la 95-96 încoace sunt digital nativi, da? Spuneam cuiva, fetița mea de mare încă 2 ani și nu vorbește, dacă îi dau telefonul sau tableta, în 3 secunde face selfie, o se duce pe YouTube, își găsește videouri, o sună pe bunica că apare pe ecran, fără să o învețe nimeni. Ăștia sunt digitali nativi. Noi suntem toți digitali imigranți sau dinozauri, deci noi suntem pe cale de dispariție. Ceea ce este bine, deci dacă un dinozaur, noi iubim așa și eu, inclusiv să fie cadra, știți, să fie xero, să mă duc la formare despre competențe online, dar să mă duc cu hârtie acasă. Pentru că așa suntem noi, ne-am născut într-o altă perioadă și este ok, nu este rău niciun caz. Sau sunt evenimente la care merg și se apropie la sfârșit câte un cadru didactic cu cartențelul, un pisul, zice, scrieți-mi vorbim niște linguri aici. Și eu automat încerc să scriu site-uri, da? De exemplu, nu știu, didactica, RUO sau... Nu, link-ul scrieți, link-ul scrieți, îmi vă rog frumos, îmi dă și pixul. Și nu știu de unde să încep să explic ce înseamnă link și cum asta funcționează și chiar nu țin minte link-ul să-l scriu pe foaie sau diferența dintre denumirea unui website și link-ul propriu-zis. Sau sunt, am fost la conferință la Bălți, la conferința bibliotecarilor, s-a apropiat doamna care organiza conferința, zice, dați-mi rog PowerPoint-ul dumneavoastră să-l punem pe site. Și eu zic, eu să arăt un grup pe Facebook, un proiect pe care l-avem. Și zic, nu am PowerPoint. Și la care doamna zice, dar unde ați venit? Că asta e conferință națională și a venit domnul prorector și noi suntem oameni serioși și facem PowerPoint. Eu cred că a venit dumneavoastră, s-a făcut două cercuri, el a venit. Dar poate totuși îmi dați un PowerPoint. Eu zic, nu l-am făcut pentru că nu, eu nu știu cum să pun Facebook PowerPoint. Eu ăla, deci am explicat de câteva ori și doamna era foarte frustrată și foarte supărată. Cum mi-am permis eu să vin nepregătită pentru, deci ea n-a auzit pază. Partea cu website-ul, ea trebuia să fie PowerPoint. Dacă nu e PowerPoint, nu ești pregătit, gata. Deci până aici am mers. Până la urmă, deschis site-ul, o să vă arătăm și dumneavoastră astăzi. Ce facem noi pe platforme educaționale online? Prodidactica în proiectul RED, pentru că eu nu știam ce presupune proiectul RED. Voi faceți advocacy, voi informați lumea despre RED, există, există așa un concept, haideți să împărtășim din ceea ce facem. Noi venim pe partea de instruire. Ca profesorii noștri să vină și să ia premii la dumneavoastră la concurs, trebuie să instruim. Deci noi facem partea grea. Noi luăm pe profesori, îi instruim și, cel mai nou, luăm câte un site foarte simplu, luăm cele mai simple site-uri, de exemplu, care înregistrează doar audio, da? În format MP3 și explici omului ce înseamnă MP3 și cum poți să înregistrezi o sarcină pentru elev, pe Vocaro sau VoiceSpice și îi trimiți link-ul cu înregistrare. Dacă el nu a venit la lecție, îi trimiți înregistrarea cu vocea. Și invers, tema de acasă trimite poezia sau povestește tema cu vocea lui în MP3. Și dacă el este, nu vrea să vină în fața clasă să povestească, îți trimite link-ul acasă și atunci oricum le evaluezi. Teoretic îi poți evalua pe toți. 40 sau 38 clasele mari, dacă există dorință, mai ales că registrările sunt destul de durate. Deci de la niște instrumente foarte simple, da, înregistrare audio, și mai departe la instrumente complexe și acum tutoriale. Și mai recent invităm profesorii care deja se simt mai bine în domeniu și eu deja știu și alte site-uri și eu lucrez și cu e-twinning-ul și mai sunt și pe cutare și cutare platformă. Îi invităm să devină moderatori, îi învățăm să facă tutoriale, nu să le ia de pe YouTube, că este o mare diferență să iei un conținut creat pe YouTube și să faci tu singur un conținut în MP4 și să-l plasezi online. Deci ei fac de la zero un conținut cu screencast-o-matic-ul sau Jing sau alte instrumente care permit înregistrarea a ceea ce se întâmplă pe ecran și ei deja devin formatori, formează alți profesori, da, într-un instrument pe care îl utilizează deja în cadrul orilor, diverse ori. Avem aici tot matematică, fizică, limbi străine, română, istorie și așa mai departe. Doar ca să vă arăt cum funcționează instruirea noastră. Luăm un simplu, un instrument foarte simplu. De exemplu, da? Crearea nou orașelor. Toată lumea știe despre acest instrument, sper eu. Deci este un PowerPoint foarte simplu, da? Care este făcut de un profesor cu fotografii ale site-ului, da? Cam așa arată. Deci, PowerPoint-ul și avem textul de instruire. Dragi colegi, da? Vom învăța Word Art sau Tag-ul, cum se mai numea. Da? Vă rugăm să parcurgeți această prezentare PowerPoint și nu e prezentare de un tutorial și să faceți lucrări. Și aici avem, de exemplu, câte comentarii. Multe, multe comentarii unde fiecare profesor se joacă cu instrumentul tare, face o lucrare și o pune pe Facebook. Și atunci eu văd, a, la chimie, la fizică, dar eu tot pot să fac așa și eu, dar eu pot să fac pe vocabular, dar eu pe teorie, dar eu pe la chimie, dar eu la matematică. Deci este, de fapt, o comunitate care face schimb de, nu doar de teorii și de sfaturi și de link-uri, dar de lucrări pe care ei s-au așezat și le-au făcut. Adică profesorul transpiră, muncește, el ia un instrument, el învață,
El face această lucrare. Noi facem schimbul de lucrări pe Facebook și atât, vedeți aici toată interacțiunea. Deci toate lucrurile, ia uitați-vă ce frumusețe, făcute pentru toate vârstele, pe toate disciplinile posibile. După care profesorul candidat merge la oră, deja face elaborează sarcini pentru elevi, ca elevii să utilizeze acest instrument pentru profesorul deja expert. El s-a chinuit, a făcut, el știe. Îi dă tema pentru acasă sau se face la ore, după care elevii fac lucrări, iar lucrările la conferința de totalizare sunt, facem și noi un mini-concurs, numai că nu aducem expert, dar îi lăsăm pe ei să voteze unii pentru alții. Deci cam așa lucrează această comunitate. Ia uitați-vă câte lucrări, deci ca să le număr câte lucrări, ia uitați-vă, sunt la o sarcină, multe. Deci, uneori avem și peste 100-200 pentru un instrument. Adică noi vedem cine este activ. Plus că este comod pentru cazul didactic. Îmi place instrumentul, eu îl învăț. Nu-mi place, e ok. Deci eu pot trece la alt instrument și doar o dată sau de două ori în lună dublăm cu e-mail-ul. Deci pe e-mail expediem. Luna aceasta am învățat instrumentul ăsta, asta, tutorialul faceți link. Haideți să vă arăt un tutorial video făcut de profesorii noștri. Așa, haideți să luăm, Aiken o să vorbească Olga despre acest proiect. Așa. Apropo, avem foarte multă lume de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care sunt, iată proiectul din România despre care v-am vorbit. Deci este vorba despre E clasa RO, așa ca bunii matematici. Și știu eu că aveau, când am vorbit câteva săptămâni, aveau 15 școli din Moldova și mai multe școli din România care interacționează pe platforma aceasta, făcută de un profesor din România. Costică, da. Așa, campionii matematici. Așa, haideți să luăm, vreau să vă arăt un tutorial Photobabble, haideți să vedem unul pe video. Să vă arăt un produs făcut de unul dintre profesorii noștri. Haideți să luăm Voki, ați auzit probabil despre Voki, este o platformă foarte cunoscută pentru a crea avatare. Deci, iarăși, dragi colegi, da, vom învăța cum să lucrăm cu un instrument care ne permite crearea de avatare. Deci, noi facem în primul rând un tutorial și tutorialul făcut tot de profesorii noștri, da, în limba română pentru profesorii din Moldova și România. Numele meu este Tatiana Brăgan, profesoară de engleză și ambasador LinkedIn. În acest tutorial vreau să vă revin în lumea animației digitale creativă utilizând Voki, ce ne oferă dinamism și atractivitate prin prezentăm identitatea sub ce chip dorim. Așa, după care Tatiana explică, facem click aici, ne ducem acolo, apăsăm aici, foarte simplu, clasă proastă. Confirmăm scrisoarea din Voki. Frumos explicat pe înțelesul tuturor. Și ne logăm. Așa, Yandex, mi-a venit e-mail-ul, link-ul, fac click, că mi-apare așa. Deci se explică foarte simplu. Adică este un tutorial pentru începători, ca să fie clar. Noi utilizăm screen automatic, dar sunt foarte multe alte instrumente pe care le putem utiliza pentru a face tutorial. Deci Tatiana a făcut tutorialul, noi îl plasăm online, profesorii experimentează cu acest instrument, parcurg tutorialul, opresc, se joacă un pic, ea se uită la video, după care plasează link-urile. Și atât vedeți lucrările, haideți să le vedea în privesc cam. Deci toată lumea face tutorial, toată lumea face avatare. Și vedeți interacțiunea și toate lucrurile, vedeți, toate sunt diferite, deci fiecare face pentru gusta respectivă, pentru disciplina pe care o predă. Iar sunt zeci și zeci, v-am zis, uneori sunt și sute, peste 100, nu le-am numărat, ca să nu am să nu le. Deci cam așa arată lucrurile, vedeți, astea sunt toate avatare. Facilitatorul sau moderatorul intervine atunci când este nevoie. De exemplu, cineva scrie, la mine nu se deschide link-ul, sau eu nu știu, îmi cere bani pentru tare și tare funcție, dar eu nu știu cum să trimit link-ul pe Facebook. Deci apar întrebări. Și atunci, persoana care face tutorialul răspunde și la întrebări tehnice. Adică ajută profesorul să utilizeze mai multe funcții incluse în acest tutorial și pentru a utiliza acest instrument. Ce pot să zic? Este o inițiativă minunată. M-am întors recent din Statele Unite ale Americii. Am fost de două ori, de fapt, anul ăsta în state. În martie am fost la conferința, cea mai mare conferință de pe glob, TESOL, este comunitatea profesorilor de limba engleză. Am avut circa 7.000 de participanți, 7.000. La o prezentare am fost din curiozitate să văd, ei vorbeau despre metoda clasei inversate și au arătat un blog. Și la un moment dat auzi, Moldova. Mă uit pe site și văd, bine mersi, școala noastră de vloghe, într-o prezentare, era un expert de la Departamentul de Stat SUA care spunea, apropo, în oarecare țară, eu nu știu unde se află, zice domnul,
dar s-a făcut un proiect școala de blogging pe care o să-l prezinte Olga. Și iată, cam așa lucrează un exemplu de utilizare a metodei clasei inversante, da? Sau prin namierenea bucenii, este în rusă, că de fapt metoda este destul de veche, dar abia acum prinde viață datorită tehnologiilor informaționale. Cine spune nouă asta? Nouă ne spune că proiectele noastre sunt elaborate la un nivel foarte înalt și poți merge în oricare țară de pe glob să prezint proiectele cu mândrie. La școala de blogging am avut 2 sau 3 runde, deci am avut invers, noi căutăm finanțare. Runda, după prima rundă s-a adresat ambasada SUA și a zis, este foarte interesant ce faceți. Noi găsim bani, noi să găsim, vă dăm, mai faceți o rundă, dar trebuie să fie, de exemplu, mai mulți participanți. Puteți să acoperiți, de exemplu, Nordul, Sudul, Transnistria, Găgăuzia și așa mai departe. Dacă proiectul este bun și este foarte, eu înțeleg că noi cerem întotdeauna finanțe, la Ministerul Educației, de la finanțatori. Eu văd soluția altfel. Dacă noi venim ca familie cu anumite studii de casă, cu anumite exemple pozitive. Uite, eu am făcut un concediu de întrucea copilului comunitate. Eu, singurică, imaginați-vă că mine ar fi 100 de profesori. Deci, imaginați-vă că acești 2000 de profesori îmi pregătesc încă câte 10 fiecare. Deci imaginați-vă care este impactul. Și atunci când am mers la Ministerul Educației anul trecut și am zis, uite, noi avem un proiect, ei au fost foarte mirați și acum ei sunt toți la noi pe platforme și o să vedeți pe Valentina Echim, care este șefa e-transformare, o să și la limba rusă avem postul și Natalia Grâu este aici, deci foarte multe lume care este, stă pe platformă și învață împreună cu noi. Și cineva chiar mi-a scris, apropo, am prezent Ministerul la o întâlnire Uniunea Europeană și mulțumesc că mi-ați arătat story geapă ca să folosesc la una de prezentări, nu m-am așteptat. Să știți că și la minister sunt oameni și noi nu trebuie să percepem ministerul ca pe o entitate abstractă, că uite, trebuie să facă politici, sunt aceiași oameni. Eu cred că noi dacă o să le arătăm exemple pozitive, ei vor gândi altfel și vor veni în întâmpinarea noastră și vor găsi finanțe sau vor susține anumite proiecte dacă noi le arătăm că se poate. Că e foarte ușor să cer, că noi vrem, că nouă ne trebuie, clar că ne trebuie. Dar uite, noi deja facem. Ce faceți? Lucrați cu noi în parteneriat sau nu? De exemplu, la ghidul care a fost elaborat în 2015, echipa noastră am propus și avem deja semnat acordul de colaborare cu Ministerul, noi vom veni cu partea practică. Vom lucra împreună cu Ministerul ca pe lângă ghid. Știți ce înseamnă ghid? Profesorul trebuie să creeze conținuturi digitale. Punct. Stă să mare profesor să gândește, dar cu ce să mănânc conținutul, de unii eu iau și cu ce să mănânc și așa mai departe. Și atunci noi venim cu instrumente. De exemplu, dacă creați o lucrare, o carte digitală Story Jump, cu foi și scrieți comentarii și elevii vă scriu și dumneavoastră răspundeți și este o interacție. Asta înseamnă interactivitate. Nu înseamnă un link pe care eu fac click. Nu asta înseamnă interactivitate. Interactivitatea este un principiu de funcționare. Dacă eu fac un conținut digital, ce fac eu cu el mai departe? Eu pot foarte frumos să fac copy-paste, fotografii și text de undeva și să-l pun și vai ce frumos și interactiv. Nu este încă interactiv. Sunteți pe calea cea bună. Trebuie să fie feedback. Elevul vede, răspunde, dumneavoastră vă ajutați cu informații, veniți cu, n-am înțeles cuvântul, n-ați link-ul unui dicționar, intră acolo și învață singur, găsește trei sinonime la substantiv sau găsește imaginea ce înseamnă. Deci asta înseamnă interacțiune. Produsul digital creează alte activități didactice care mă ajută pe mine să-mi îndeplinesc scopul, să predau sau să dezvolt anumite competențe. Asta înseamnă interactivitate. Și aici noi avem nevoie de partea tehnică, adică avem nevoie de acele instrumente care ne permit interactivitatea. Întrebare, este PowerPoint web sau nu este? Este PowerPoint interactiv sau nu? Cum o să-l faceți, așa o să fie. El poate fi static sau poate fi interactiv dacă produceți joculețe și quiz-uri și așa mai departe. Cum îl faceți, așa o să fie. Interactivitatea este funcționalizată, ce faceți cu el. Așa, ăsta este proiectul, un proiect pe care îl prezentăm cu mândrie. Eu sper mai departe, da, deja acest proiect să fie ca un model pentru toți cei care ar putea face comunități la nivel de raioane sau de direcție de învățământ. Să-și facă fiecare, deci oamenii care au trecut deja prin studiu, să facă bine comunitățile lor. De ce nu? Deci eu văd, este o platformă deschisă, apropo. Și al doilea proiect, ce prezentăm noi? Școala de blogging. Școala de blogging. Este Cam, pentru că acolo era Hai să prezint doar Cam-ul. Hai să facem mai Cam-ul, că e mai recent. Apropo de MOOC, tot ați vorbit despre MOOC. Noi deja am lansat primul MOOC din Republica Moldova, luna trecută. Este un proiect finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates. Noi lucrăm cu bibliotecile. De ce? Pentru că ele au table interactive și au partea tehnică. Lucrăm cu 7 centre de excelență din regiuni. Așa, competențe digitale. Și vreau să vă prezint MOOC-ul nostru, mini-MOOC-ul nostru pe care l-am lansat în septembrie. Deja avem 196 de oameni înscriți care au primit certificate la mână.
El se numește Serviciul de Bibliotecă Anchean, cum se deschide direct site-ul. Noi am folosit foarte simplu Google Sites pentru a crea platforma și Olga o să vă descriu proiectul. Așa. Bine, vreau să mai zic încă ceva. Lângă faptul că puteți să vă gândiți, da, dar fetele astea au avut niște finanțări adiționale să nu știu. Eu vreau să vă zic că foarte multe inițiative cu Daniela, când o facem, o facem foarte mult voluntariat. Și o facem datorită faptului că am mers în 2007 și am făcut foarte multe formări, fie ca lector universitar, da? La Universitatea de la Tiraspol, așa, fie ghișeu, așa, Institutul de Științe ale Educației, sau în cadrul organizațiilor din lucră, am ajuns ca să, pur și simplu, să, nu știu, poate la autorități sau noi numim stakeholders, funcționari sau oameni care sunt de decizie, cu factori de decizie, să poată să zică, uite, haideți fetor să încercăm să facem ceva mai mult, genul ghiduri sau moduri sau cursuri. Ce este cu cursul ăsta ICAN pentru o carieră de succes, care de fapt este dezvoltarea competențelor digitale pentru atât cadrele didactice, pentru că avem un grup țintă foarte mare de cadre didactice din Republica Moldova, cât și pentru elevi. Pentru că menirea acestui curs MOOC era de a dezvolta competențele digitale trecând prin 5 domenii ale competențelor digitale. Fac referire acum la dumneavoastră când ați spus despre creare de conținut și am zis Daniela astăzi despre creare de conținut. Deci asta este doar un element din aceea competență, deci sau un domeniu care trebuie să fie. Este prima, este ce? Gestionarea sau căutarea informației și capacitatea persoanei nu numai de a intra pe Google și a de identifica informații, dar și a selecta care este informația corectă și care nu. Pentru că trăim în era digitală când este un impuls mare de informații, un boom mare de informații și atunci deci, una din competențe care trebuie să fie și gestionarea informației corectă. Doi, este comunicarea online. Din nefericire, noi izolăm aceasta, pentru că noi zicem, aia nu, asta nu e învățare. Pentru comunicarea online asta este Facebook. Nu. Integrăm și trebuie să integrăm comunicarea online și aceste competențe digitale în cadrul orelor noastre când e vorba de comunicare. Pentru că începem, de exemplu, bine, facem o simbioză dintre comunicarea virtuală, de fapt, și corectitudine de scriere, exprimare, etc. Când e vorba de comentarii, postări, sau, nu știu, videoconferințe, etc. Și doi, atunci când aceste abilități pot să fie transferate în viața de zi cu zi apoi. Așa, creare de conținuturi. Când învățăm elevul să facă, sau cadrul didactic, să utilizeze, fie în plan profesional, sau în cadrul orilor sale, sau personal. Cum se creează un poster digital? Pentru că asta, doamna profesor a zis, de fapt, ce ați spus dumneavoastră, că este un nivel avansat. Deci, când este vorba despre creare de conținuturi, asta înseamnă că noi nu numai îl învățăm persoana ca să aducă conținutul, dar să o recunoască, dar să creeze. După taxonomia Bloom, asta este... Deci, care este asta? Țineți minte? Păi bine, e crearea, bine. Deci este creativitatea, așa? Sau sinteză, bine, asta e cel mai înalt nivel pe care este și este produsul care noi îl așteptăm de la elevi, indiferent de care disciplină o ducem. Așa, creare de postere digitale, creare de ziare digitale, creare de video, creare de, nu știu, bloguri, de exemplu, de portofolii digitale. Deci misiunea profesorului, în cazul dat, nu este de a învăța pe elev numai partea tehnică, dar de a aduce conținuturi din cadrul disciplinii prin prisma aceasta. Deci sarcinile vor fi, de exemplu, legate de limba engleză, în care el trebuie să vorbească despre, să compare sistema politică din Statele Unite cu sistema politică din Republica Moldova. Prin intermediul unui desen online pe care el face, utilizând platforma Devolver. Deci, clasa 12, sau prin intermediul la o pagină de ziar în care el trebuie să vorbească, să facă o analiză. Și pagina asta va fi sub formă online. Vorbim despre dinozauri și nativi. Pentru nativi avem tutoriale video, pe același conținut pentru dinozauri avem tutoriale PDF. Uitați-vă, facem click acolo cu săgetuți. Asta sunt făcute de noi de la zero. Deci asta este conținut, apropo, creat de la zero de către echipa care lucra la proiect. Creați un poster, pasul 1, pasul 2, faceți click acolo în colțul stânga de sus. Este așa un butonaj roșu. Facem click. Salvăm. La final, există opțiunea de a insera fotografii. Salvăm în JPEG dacă vrem foto, salvăm în PDF dacă vrem document. Salvăm ca link dacă vrem să postăm pe Facebook. Explicăm unui foarte simplu ce înseamnă links
PDF ce înseamnă MP3 MP4. Deci același instrument poate fi învățat prin tutorial video. Vedeți, aici avem de un video. Și PDF. Cine vrea mai bine cu hârtie? În cadrul celui de-al doilea modul, am învățat cum putem utiliza diverse șabloane publicate de către Microsoft Publisher. Am învățat să utilizăm un website nou pentru editarea. Și merge tutorialul chiar făcut pe website-ul ăsta. Și atunci noi învățăm și să utilizeze site-ul, și să utilizeze instrumentul inclus în acest site. Deci un alt domeniu este rezolvarea de probleme. Atunci când noi învățăm pe elev sau pe cadrul didactic cum să monteze, instaleze, cum, foarte deseori oamenii sunt reticenți față de tot ce ține tehnologie, dar prin faptul că noi ne este frică să, să se întâmple ceva. Nu ne frică de tehnologie. Deci abordăm o flexibilitate, o deschidere, o gândire critică în tot ce ține de tehnologie, în care se dă mâna și zice bine ai venit și uite, eu sunt gata. Și ultima, care este securitatea. Tot știm despre boom-ul ăsta și despre, să zicem așa, frica care a fost în mass media cu securitatea online și cu balena albastră. Deci ea este, de fapt, n-am încercat să incorporăm, nu problema, dar să o arătăm importanța securității, siguranței online și promovării acestea prin intermediul prin intermediul în care învățăm sau arătăm arătăm ia, ce nu, nu, așa, în securitate. Deci, ultimul modul. Da. Navigație în siguranță. Da. Deci, navigație în siguranță, de exemplu. Da? Deci, tutoriali și sarcini. Fiecare modul are sarcini. Vizionează, expuneți părerea și unde este să vă expune părerea în comentarii. Noi explicăm așa foarte simplu. Site-ul ăsta este cartea de pe care învățăm cu video așa. Dacă ai țelul de lucru, este Facebook-ul, în cazul de față. De exemplu, vizionați spotul creat de către echipă, da, sau metriorile, după care postați răspunsurile la 3 întrebări în secțiunea comentarii. Și atunci când fac click pe comentarii, eu mă uit și văd încă 100, 200, 300 de alte comentarii. Deci asta este caițelul de lucru, care este interactiv. Și el pe Facebook, adică eu pot să trimit cuiva, să dau like. Așa, iată, vedeți aici, comentarii, vedeți? Lumea răspunde la întrebări. Da, sarcina 3, iată, eu răspund la sarcina 3, sarcina 2. Scopul filmului este de, iată cum înțeleg eu, uitați-vă câte lume a postat doar la acest sarcin. Deci se vede lucru. Se vede tema pentru acasă, dacă doriți. Așa. Și, și după aceea avem jocuri. Avem joculețe. Așa, de exemplu, aici avem learning apps. Cine cunoaște acest lucru? Sarcinile sunt foarte interactive. Deci ele nu sunt numai citești, vizualizează, dar încearcă să aplici. Exact cum ar... bine, este un MOOC. Dar dacă vorbeam despre manuale, ar putea să fie manual digital. Numai că pe platforma care am ajuns. De exemplu, așa, ce înseamnă interactiv? Am făcut un exercițiu, ce fac? Verific. Profesorul nu este. Eu verific. Așa, două le-am făcut corect, două nu. Deci le dezlipesc și mai fac o dată. Da? Deci eu, fără să am nevoie de profesor, mă autocorectez, da? Și așa mai departe. Deci, sunt diferite instrumente care ne ajută să integrăm aceste activități interactive. Atenție, le face profesorul, după care elevul poate simplu să-și fac, singur să-și facă activități pentru a arăta cât de bine a înțeles materialul. Deci, astea sunt doar două proiecte pe care am să le prezentăm. Ambele proiecte sunt gratuite, sunt deschise. Și se va duce pe domnul Candu și Obama, care folosesc tehnologiile informaționale, noi le arătăm ca exemplu, să le arătăm câte ele sunt de moderne. Da, avem pe domnul Candu și avem pe Obama, care folosește Google Hangouts în comunicare. Mulțumim foarte mult, interesant. Mai avem conform agendei 20 de minute, 25, microfonul este liber, stimați colegi, cei care ați participat la concurs, vă rugăm să ne prezentați, ca să dăm voie la mai multă lume, poate reducem așa 5-7 minute, 5 minute de intervenție. Doamna Rita Godoroja, prietena noastră fidelă, cea care a fost laureata concursului anul trecut, anul acesta locul 2. Nu vă sperați cu domnul, sunteți de același aion. Și eu sunt de acolo, stai, mă mândresc. Da. Am nevoie de Stimați colegi, în primul rând vreau
vreau să adresez felicitări tuturor participanților la această conferință, să salut în numele dumneavoastră colegii care elaborează resurse calitative și sunt potențiali participanți pentru următoarele concursuri și pentru platforma RED Prodidactica. Eu sunt Rita Godoroșa, doctor în pedagogie, sunt profesoară de chimie la Liceul de Limbi Moderne și Management din Chișinău și prin cumul la Școala Internațională Heritage. De asemenea, aceasta este și tema la care lucrez de o viață. Și în această prezentare am ținut să prezint, să includ acele aspecte de bază care sunt necesare cadrului didactic pentru a dezvolta creativitatea elevilor, întrucât, așa cum zicea Constantin Nagli, planul nostru de lecție trebuie să ducă la omul de creație, căci numai în creație omul este întrupător maximal al efortului propriu, al originalității sale și totodată își pune acest efort în slujba celorlalți. În această prezentare didactică am inclus un alfabet al creativității pe care o să-l urmăriți și dumneavoastră atunci când veți examina această prezentare. Și acest alfabet urmează să răspundă la cele 12 întrebări pe care le-am proiectat aici. Iar în continuare aș dori într-un minut să prezint partea a doua a acestui proiect, care de fapt reprezintă un proiect pe care l-am realizat împreună cu elevii din clasa a 8-a, la tema sau la unitatea de învățare reacții chimice. În acest proiect, elevii au elaborat diferite prezentări didactice, prezentări la tema reacții chimice, în care au selectat 10 reacții chimice pe care le-au și comentat după un model foarte interesant. Și în acest scurt video reprezentăm și reacția chimică dintre magneziu și oxigen, adică ceea ce produc elevii noștri, de fapt, este un material didactic foarte valoros pentru noi, iar aici e o parte a atitudinii și a modului de înțelegere cum elevii înțeleg reacțiile dintre atomi și molecule. Și în felul acesta sunt desene, sunt filme, sunt comentarii științifice ale reacțiilor chimice. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim frumos, poftim! Da? Stimați colegi, noi facem primii pași abia în elaborarea resurselor, da, educaționale, așa că am venit aici cu o lecție, de fapt, interdisciplinară, care am realizat-o împreună cu colega mea, deci Tona Corina, eu sunt Leu Cărilia, da, de la Liceul Biret de Vasile Coroban din orașul Blodeni. Din tot tumultul de elevi care este, noi am venit cu un segment mai scurt. Deci, lecția a fost realizată la tema proteinele, lecție interdisciplinară, da? Și, deci, întrebarea esențială a acestei lecții a fost de ce proteinele sunt importante pentru mine, adică pentru fiecare de noi. Așa, aici vedeți doar începutul și sfârșitul acestei ore. Elevii, deși la această lecție au lucrat cu tabletele, deoarece au folosit internetul și au folosit în lecție și
aielul. Da, deci lecția clar că a început cu metoda SPI. Știu, vreau să știu, unde elevii pe poster au relatat ce cunosc despre proteine. Da, și ce ar dori să cunoască. Mai parte în lecție, noi am încadrat elevii printr-un filmuleț video fără titlu. Deci, având link-ul, ei au accesat și au privit o mică secvență din film, care, de altfel, el era în limba engleză. Și aici vedem și legătura interdisciplinară cu engleza. To the way fatty acids are the building blocks of fat. Nu să-l demulez, ca să nu pierdem din timp. Deci aici cum se formează proteinele, un filmuleț destul de vast. Paralel pe masa de lucru ei au primit iată această fișă cu toții. Partea aceasta nu a fost completată. Noi am lucrat în Smart, din păcate nu putem aici prezenta că în Smart este altceva, interactivitate, și am putea deschide fiecare să vedem cum este și nu e cel... Da, cum se zice. Ei, vizionând filmul, au completat, l-au intitulat și astfel ei au învățat din acest filmuleț ce sunt proteinele, grupele funcționare, legăturile, care e produs secundar, ecuația, reacție și așa mai departe. Și au dezvoltat și abilități în limbi străine, deoarece limbile, da, filmul era în limba engleză. Deci mai apoi, deci ei au primit anumite fișe, da? Da. Permise, da. Fișe unde trebuiau să învețe despre structura primară, secundară, terțiară și quaternară a proteinelor și să înscrie ce au, să completeze tabelul de mai jos cu informațiile respective. Deci, din punct de vedere chimic, am analizat proprietățile proteinelor. Respectiv, aici au avut ouă pe viu, au extras albușul, albumina, au pus-o la încălzit, au văzut cum se comportă proteina la temperatură. În el, în program, vedeți aici, mai jos, deja în aplicații, deoarece avem așa posibilitatea ca fiecare să aibă calculatorul să lucreze fiecare, sau tablet, în dependență. Și au văzut acțiunea proteinelor și asupra altor reactivi. Aici, jos, în colțuleț, respectiv, ei s-au auto-evaluat, făcându-și concluziile în care substanțele sunt solubile, în care nu sunt solubile și alte. Știați că și informații adăugătoare mai au aici. La fel le-am propus și o situație de problemă în baza experimentelor care au lucrat, ca să nu se primească noi învățăm, dar pentru ce învățăm, de multe ori mai auzim de la ei această întrebare. Deci un elev lucrând în laborator de chimie, fără mănuși, din atenție, s-a trupit cu substanță chimică, după care a vărut pete galbene și trebuiau să explice din ce cauză, da, de ce a fost, în care acidozotic, așa, apar aceste pete de cauza lor. Mai apoi au urmat funcțiile proteinelor, da, în care, deci, fiecare a învățat, a fost învățare reciprocă aici și toți au procesat această informație învățată pe poster. Mulțumim! Da, și în moment aici, doar la urmă, sunt, deci să vedeți un joc de rol că ar putea și alții să folosească. Deci copiii au fost promotorii unei alimentații sănătoase, au extras din acest coșuleț o informație despre un anumit, de exemplu, nuncă, unde se conține, da, un anumit produs și au început să-l reclameze. Deci, cumpărați linție deoarece conține proteine. Proteina a fost foarte activ și interactiv. Mulțumim frumos! Mulțumim, stimați colegi, poftim! Disciplinile exacte ne-au intrigat mult. Haideți să vedem de la socioman, că are cineva... da, hai de Rudica, da, clasele primare. La română, eu cred că sunt dinozaur de creștini mai bătrâni, care prin resurse proprii și prin umorul bun,
forțe proprii și muncă proprie, încercăm și noi să concurăm cu tine. Să depășim, să depășim condiția. Da, să depășim. Deci am elaborat un formuleț ecologic. De ce anume ecologic? Pentru că țin foarte mult la ecologia planului natal. Și la educație ecologică foarte mult lucrăm cu copiii și mă trebuie ce ce fac să vină tot de la ei. Ce ei să propună, ei să facem și împreună să facem lucruri frumoase. Și am făcut și niște costume, niște prezentări de costume din material reciclabil. Le-am prezentat, am dorit să avem și niște urne pentru a recicla toate materialele hârtie și ce am făcut cu ei filmuleț, am luat câțiva copii și doritorii ne-am îmbrăcat frumos în formă națională și ne-am plimbat pe Malul Iazului și chiar am vrut să știu părerea lor, fără nicio pregătire nimic. Le place, nu le place să se am și aici și niște cărțulii care le-am făcut, dar cred că tot din site o să le vadă, da? Să nu vă iau de așa. Dar o să dureze. Da, o să dureze. Nu-mi pare bine, măcar am fost în fața dumneavoastră. Sunteți un dinozaur simpatic. Da, mulțumim, limba română și Ionuț. Acum mai dăm cuvântul domnului, da, cum se mai gândesc participanții. Domnului Cojocaru, colegul membru Coaliției RED, colegul de la Academie de Științe, Institutul pentru... Bună ziua, mă numesc Ion Cojocaru, reprezint Institutul de Dezvoltare a Societății Dinozaurilor. De fapt, încercăm să fim un leant între ce ții educație, cultură, știință, chiar înainte de decizia conducerii noastre, bineînțeles că suntem un fidel partener al tuturor bibliotecilor. Am fost declarat în anul ăsta cel mai bun partener al bibliotecilor la Biblioteca Națională. Colaborăm foarte mult cu educația, cercetarea, suntem responsabili de toate ideile infrastructura informațională a instituțiilor de cercetare care aparțin Academiei de Științe. Iar pentru dumneavoastră am venit cu un dar, de fapt, 54.000 de publicații cu acces deschis. 54.000 de publicații din toate domeniile. Din toate domeniile, adică începând la filologie până la fizică, informatică, matematică. Ați primit, eu am împărțit deja. Aici puteți vedea, eu aș putea face un mic, ne străduim ca să nu existe text fără link. Ultima teză de doctor habilitat a fost la doamnei Ungureanu Elena, un filolog care a fost atras de tehnologie, intertext și hipertext, care se bucur de o popularitate foarte mare, chiar și în România. A fost vicepreședinte Academiei României, care de 10 ani, domnul Adrian Polichilit, și profesor de România, care toți chiar recenzez această lucrare. Vreau să vă arăt doar IBD, DSI.md. Am adus și acum nu se transmite evenimentul online, dar de fapt noi transmitem și online peste 100 și ceva de evenimente anual. Acum două camere transmit online și am venit și eu sunt cameraman practic, dar o să vă transmite, o să vedeți ce a fost aici pe site-ul. Tot evenimentul va fi online. Pe DSI.md, aici, DSI.tv. Nu vă faci grijă că ați vorbit toți foarte frumos. Ați fost foarte frumos. Ce vreau să menționez? Să înseamnă că e subcentură. Fără subcentură. Tot e... Vreau să menționez că practic în fiecare zi apare o revistă
avem peste 105.000 de vizitatori unici. Chiar dacă comunitatea este foarte mică, iar pentru dumneavoastră este un dar, am încercat să atragem conținut din a fraților de peste tot, revista Evrica va fi în considerație că profesori de fizică și științe exacte au probleme mari cu conținutul, revista Evrica am convenit deja că va fi online. Deja avem două numere cu acces deschis. Practic fiecare revistă, fiecare articol printr-un link, printr-un click, ajungem la descărcarea. Revista, două numere am început să introducem, tot este. Că, dacă vorbim de, și nu în zadar, eu sunt partener la Prodidactica, am, în acest an am ajuns la un jubileu, în sfârșit s-a deschis revista cât mai mult, mai larg, și vreau să arăt diferența dintre la revista, să zicem. Didactica Pro. Nu, este mește revista. Da. Dar de ce e cât de frumos? Asta este exact pentru dumneavoastră. Cei care inițial aveți doar pe hârtie, acum este în format PDF. Dar nu este atât de interactiv, dar este un pas. Noi încercăm, de fapt, să salvăm ceea ce mâine va dispărea. Eu spun așa, nu doar eu, dar spun la mulți. Arde un om, moare un om, arde o bibliotecă. Noi încercăm să nu permitem să se arde. Uitați-vă cine dă nou la moment. Azi vi-am arătat, domnul director, nici dumneavoastră nu știe ce are. Are exact, nu știu greu, 100 de publicații cu acces deschis, are mai multe. Dar 100... Printr-un click. Surpriză astăzi că noi suntem în... Printr-un adică nu sunt toate articole, dar sunt și informațiile despre proiecte și... Adică aparițiile noastre... Toate proiectele finanțate din bani publici care au fost la Academie de Științe sunt aici. Sunt în altă platformă. Expert online probabil vor fi rezultate deschise, că nu depinde noi. Noi încercăm să promovăm acest principiu. Tot ce este finanțat din bani publici să fie deschis fără plată. Acum am ajuns la... Întrebare de ordin tehnic. PDF-ul permit căutarea după cuvinte cheie, dacă... Pe, noi, încerc, noi nu scanăm nimic. Noi doar... Și nu acceptăm... Că în PDF nu să puteți face, dar să respectați. Așa, uitați ce informație despre fiecare autor. Eu pot să descarc. Este un graf ușor din link, în link pot să ajung la informație. Asta este rețeaua de oameni care a format-o doamna director. Adică nu este singur care doar acumulează informații, dar de fapt distribuie. Ce este important? Eu pot să vedeu cu autorul, adică aici este componenta de interdisciplinaritate și faptul de echipe, în cazul în care doctorați, vă masterați, profesorul este un lucru foarte și foarte util. Căutarea după cuvinte cheie, căutarea, noi încercăm să atribuim la fiecare publicație să o clasificăm cu căutare cu clasificare decimală universală, CZU, ceea ce este pentru biblioteci. Ideea este următoare. Noi încercăm să aducem conținutul din educație și știință în platformele de e-learning și să fie ca furnizare de conținut valid. Luăm în considerație că noi credem, de fapt, reviste științifice au fost recenzate. În viitor va mai fi aduse și tezele de doctorat, informații despre... În cazul în care ați căutat o informație despre un om, ușor puteți găsi după cuvinte cheie și toate publicațiile cu acest cuvinte cheie întreaga bază dată. Deci, fiecare articol, să vă spun, are cuvinte cheie. Așa am exact. În cazul în care eu scriu în căutare, dau deci mi-am scris cuvintele cheie, dar nu pot... Se caută în cuvintele cheie, în rezumat, că noi am structurat metadate fără conținut, deoarece conținutul, calitatea conținutului, noi nu răspundem că noi încercăm să învățăm comunitatea științifică și educațională, fără instrumente birocratice, să organizeze corect informația. După cuvintele cheie se organiza acest cloud în care eu pot vedea concret informația. Adică iar sunt mai multe, încercăm să vedem ce instrumente, ce gândire are utilizatorul și să implementăm aceste mecanisme și poftim, mi-a adus o programă și în startul. Sunt și unii erori, le cunoaștem, dar încercăm să clasificare, să și mare universală, ce am arătat. 14 articole.
Adică aici n-au utilizat punctie, dar structurat. Și în expert, investit în vedere, aici puteți vedea oamenii, proiectele de cercetare, registrul organizației doctorat, potențialul uman, grade științe și organizații, proiect de cercetare, unde puteți găsi un puțin de potențial de schiți. Vă mulțumesc mult și... Mulțumim frumos! Să vă mulțumim! Aplauzele noastre pentru acest efort. Mulțumim și vă mulțumim pentru fidelitate cu Coaliția Rept. Cine mai... Da, doamna Maia Brumbrica, vă rugăm, tot de la Exacte. Sau de fizică, matematică. Bună ziua la toți! Eu 5 ani în urmă am nimerit la domnul Balmoș la Universitatea Pedagogică Ioan Creangă și am pus de dată întrebarea, atâtea lucrări exapere la masterat, la doctorat, de ce noi nu utilizăm aceste surse și am avut posibilitatea să testez un produs a elevii care a pregătit pentru masterat, transformarea din baza 2 în baza 10 și index ceea ce noi trecem la informație în clasă 10. Și atunci am pus așa o întrebare mie. Toți spun că noi vrem în Europa, vrem în Europa. Am comparat cu vecinul meu. Vecinul meu e dezvoltat, crește bine și eu să spun, vreau să trăiesc cu vecinul meu. Nu-i logic, da? Înseamnă că eu trebuie să fiu la același nivel cu vecinul, atunci el a spus că des colaborăm. Și am început să caut diferite site-uri care să permită mie să primesc eu educație europeană, adică să devin un profesor de nivel european. Au ajutat foarte mult mie colegii din România. Avem proiecte de parteneriat interșcolari cu județul Lot, unde toți inspectorii școlari elaborează proiecte didactice. Anul trecut am avut un succes, elevii mei au luat locul întâi la machete elaborate. A fost un lucru neașteptat pentru mine, deoarece elevii au lucrat de sine stătător. Pur și simplu am dat ideea că hârtia care deja este uzată, tipărită, să găsim modalitatea de a reutiliza. Și au avut liber în internet și deau cu hârtiuțele în fața calculatorului, ceva confecțional, ceva construiau. În final, cea mai mare plăcere am primit eu ca profesor de matematică, dintr-un cup apare trandafir. Un know-how și numai o singură elevă face și toți invită, învață și tot nu a rămas numai e. Am avut și anul acesta în cadrul caravanei Etvini în colecție interșcolare la liceul Mihai Eminescu la Căușei. Ne-am dus cu elevii, cu lucrările noastre totul și nu înțelegeam nimic. Cum? E strâns un cup și într-o clipă apare trandafir. Într-adevăr, foarte frumos și consider că este succesul profesorului atunci când elevul depășește. Eu, de exemplu, din cup trandafir nu fac. Și tot timpul mă gândeam, fiecare profesor dă la grad, fiecare profesor ceva apare, ceva creează. De ce noi nu urmărim practica tuturor instituțiilor de învățământ din țările europene, unde fiecare țară are o bază de date care îi inspiră profesorii. Și am creat pe platforma fără plată, WordPress.com, am adăugat? Сайтul профессорului de математică și fizică. Am creat pentru un seminar raional, am gândit că toți profesorii vor spune, da, noi avem ceva superb și adăugăm și pe regret am rămas numai cu lucrările mele. Dar ce mi-a plăcut că elevii, dacă văd ceva nou, ei deodată vin și apelează, doamna Maia, dar dați să punem pe site-ul nostru, dați să punem. Anul trecut am avut o practică frumoasă cu, ia că eu am pus matematică, fizică și vreau să adaug și chimie și biologie și să schimb denumirea site-ului profesorilor STEM. Adică toate țările europene,
pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică. Aici sunt resurse care am acumulat timp de 5 ani și site-uri indicate pentru instruire online. La matematică am început să structurez, să pun lucrările ele de tot și am evidențiat prima noastră experiență, proiect Matematică de zi cu zi, care am implementat în parteneriat cu Ministerul Educației din Finlanda și Centrul Luma. Pentru elevi a fost o practică nemaipomenită, dar și pentru mine. În loc să fac lecțiile, ei veneau, doamna mai, dar când facem lucrare la proiect? Dar noi avem anul acesta, am gândit că poate e obosit anul trecut, eu venit, dar noi am găsit altă soluție. Facem ca vinea științifică și am știu că n-ați dorm nopțile, dar nu avem încotro. Adică educația prin proiecte altfel nu poate fi realizată, deoarece curiculum nu privește. Și vă propun să unim forțele și toate lucrările frumoase, eu nu știu dacă este vreun profesor, căruia îi jele de cunoștințele lui să dea elevilor. Adică ei vin sara, ei deschid site-ul, ei știu că totul ce noi am învățat nou este aici. Am trecut o temă, iată eu mă întorc înapoi, că aici, dacă aveți dorință, citeți emblema elaborației de elevii. Din, nu mai ei știu cum, din pinoplastă, literele cam strâmbe, dar în schimb era produsul lor. Și ei acum așa se mândresc că anume în acest proiect ei înțeles procente. Toți mă întreabă, asta doar nu se cere de direcție, asta opționale la atestare, pentru ce vă trebuie. Dacă eu nu arăt această flacă, că iacă, mă, acum proiect, e interesant, nici elevii, atunci sunt pasivi la ore. Tot timpul mergeam cu două clase paralele și anul acesta am fost nevoită să mai iau o clasă. Și clasa asta parcă e... Mă uit la ei, eu nu pot cu dânsul lucra. La aceștia pot să mă refer, iată în proiect ce l-am făcut, aici n-am aplicat. Cu dânsul, parcă știu toate metodele, dar nu merge nimic. Adică, eu cred că noi tot transmitem energia noastră elevilor. Și la utilizarea tehnicii, unica problemă care noi avem, asta nu toți elevii sunt asigurați. La cursurile la care am fost stagii, toți profesorii arată cum ei utilizează coduri, telefoanele mobile, dar noi ce spunem elevii? Ascundeți. Noi trebuie să ne adaptăm la condițiile în care noi suntem și toată tehnica să utilizăm în folosul lor. M-aș bucura dacă în Ministerul Educației vor recomanda, este platforma pentru elaborarea proiectelor didactice, se numește Learning Designer, elaborată de 30 de ministerii de educație în Europa. Adică dacă ei propun să lucrăm după taxonomia lui Bloom, de ce noi căutăm altceva și cineva care nici nu înțelege ce noi facem, ne vine la lecție și spune că dar de unde ai luat note este de 10? Dar de ce cu 10 elevi? Aici nu văd elevi de notă 10. Dar eu pe toți elevi văd cu notă 10, numai nu știu cum să ridic pe dânsul până la această notă. Mai neapărat să organizăm un club a ideea cu subiectul ăsta, pentru că sunt foarte multe discuții. Eu am să creez un blog aparte, am venit cu un soft pentru crearea cărților electronice și softurilor educaționale. Unica problemă trebuie să instalez la program cu Windows licențiat. Nu am. Nu, dar și soft e licențiat. Da, și dacă instalez la un computer și pierd codul, numai la un computer pot să instalez. Dar știți care e cea mai mare problemă? Birocrația. Curierii sunt gata să ne trimate 500 de Chromebook-uri. Probleme că aici la noi greu de primit, de vamat. Ei sunt deschiși, noi suntem închiși. Așa pare rău să spun că în Norvegia am fost și un curent la un congres internațional al autorilor manuale și curriculum.
și nu mi-am luat tot același cumpărat telefonul, dar eu, dinozaur, așa ca și am zis că eu nu pot folosi și nu mă duc să cumpăr un mobil. M-am întors din Corea fără mobil, un mobil deformant care abia apărea atunci. La trei, da. La da, din păcate, asta este și suntem altă generație. Stimați colegi, atât ne-a permis timpul pentru această conferință. Vă mulțumim de toată inima pentru participare, vă mulțumim că ne-ați provocat. Avem un câmp de activitate imens. Elevii ne așteaptă, colegii noștri din școli de asemenea ne așteaptă cu aceste inițiative și important este ca noi să putem ține pasul și acea flacără care s-a aprins astăzi de la Rent, să o menținem aprinsă. Așa este și împreună, așa cum facem noi de obicei, cu partenerii din sectorul asociativ, cu reprezentanții universităților. Pentru fiecare dintre noi are un anumit punct forte și foarte bine atunci când ne urim și activități de genul ăsta, că nu au fost doar premiere. Au venit, au fost și prezentări interesante și experiențe oferite de colegii, dar și provocări mai mult. Deci un spațiu pentru discuții, noi continuăm să îl lăsăm deschis în spațiu. Succese tuturor, ținem legătura.